Consiliului Local cu rugămintea, înainte de a intra pe ordinea de zi, să fiți de acord să înmânăm niște diplome profesorilor de pe raza orașului Dărmănești, care s-au implicat în două evenimente care au avut loc de la ultima ședință a Consiliului Local, 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial și zilele orașului Dărmănești. Domnile lor au participat cu o parte din elevii de la școlile pe care le reprezintă la componenta artistică și ca semn de recunoștință din partea Consiliului Local numesc câte o diplomă. Cu permisiunea dumneavoastră am să rog pe fiecare profesor care, și învățător care se aude nu știu, gata să vină să ia această diplomă. Legat de primul eveniment, 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, Primăria orașului Dărmănești, Consiliul Local, oferă diploma doamnei Iancu Mihaela, profesor al Liceului Tehnologic Dărmănești, pentru coordonarea activității elevilor în cadrul evenimentului amintit. Doamna Iancu, cine ridică? La fel, cu aceeași ocazie, se acordă diploma doamnei Lu Ionela, profesor la Liceul Tehnologic Dărmănești. Doamnei A Petri Nuța, profesor la Liceul Tehnologic Dărmănești. Doamnei Stoica Mihaela, învățător la Liceul Tehnologic. Doamnei Balaș Veronica, învățător la Liceul Tehnologic. Felicitări. Doamnei Alexa Iorica, învățător la Liceul Tehnologic. Doamnei Gorbănescu Cristina, profesor la Liceul Tehnologic. Doamnei Gheorghe Necșuța, director ajunt al Liceului Tehnologic Dărmănești. Și doamnei Asandei Maria, director al Liceului Tehnologic Dărmănești. Vreau să fac precizarea că la evenimentul 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial au participat 9 profesori și învățători și un număr de 70 de elevi la manifestările artistice care au avut loc cu acest prilej. Cea de-a doua activitate pe care am desfășurat-o de la ultima ședință de Consiliul Local cu implicarea cadrelor didactice de pe raza orașului Dărmănești și a elevilor pe care dumnealor îi coordonează a fost zilele orașului Dărmănești. Vreau să vă spun că la acest eveniment am avut ca și participanți din partea Liceului Tehnologic Dărmănești profesori și învățători un număr de 11 cadre, elevi 101. Iar de la școala gimnazială numărul 2 Dărmănești, profesori și învățători 4 și elevi 40. Înseamnă că, pe total, un număr de peste 140 de elevi de pe raza orașului Dărmănești, de la școlile din zona, au participat la acest eveniment cultural, zilele orașului Dărmănești. Un lucru care, pe mine personal, mă bucură și care îmi dă așa o perspectivă și încrederea că acești copii vor fi prezenți și la următoarele evenimente și, de ce nu, chiar poate se vor naște valori autentice în rândul lor. Spuneam mai devreme, noi susținem valorile și încurajăm competiția. Ceea ce am făcut prin cele două evenimente confirmă ideile pe care Consiliul Local și Primăria le susține și, de ce nu, finanțează în proiectul de buget pentru 2017. Voi trece la decernarea diplomelor pentru cel de-al doilea eveniment. Se acordă doamnei Dineț Carmen, profesor la școala gimnazială numărul 2 Dărmănești, pentru coordonarea activității elevilor în cadrul evenimentului Zilele Orașului Dărmănești.
Aceeași diplomă doamnei Cengher Ionela, profesor, învățător primar la școala gimnazială numărul 2 de noi. Se acordă doamnei Nicodime Elena, învățător la școala gimnazială numărul 2, aceeași diplomă. Vă rog. Se acordă doamnei Bindileu Cornelia, directora școlii gimnaziale numărul 2 de Mănești. Doamnei Iancu Mihaela, profesor la Liceul Tehnologic de Mănești. Doamnei Arățoaie Sofia, învățător la Liceul Tehnologic de Mănești. Doamnei Apetri Nuța, profesor la Liceul Tehnologic de Mănești. Doamnei Stoica Mihaela, învățător la Liceul Tehnologic Vărmănești. Doamnei Balaș Veronica, învățător la Liceul Tehnologic Vărmănești. Doamnei Alexa Viorica, învățător la Liceul Tehnologic. Doamnei Fodor Gabriela, profesor la Liceul Tehnologic Vărmănești. Doamnei Gorbănescu Cristina, profesor la Liceul Tehnologic Tărmănești. Doamnei Preperiță Iuliana, profesor la Liceul Tehnologic Tărmănești. Doamnei Gheorghe Necșuța, director ajuns la Liceul Tehnologic Tărmănești. Și nu în ultimul rând, doamnei Asandei Maria, director la Liceul Tehnologic Tărmănești. Felicitări în numele meu personal, în numele colegilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești, al Consiliului Local. Sper ca și la activitățile culturale pe care noi le vom desfășura de aici încolo, dumneavoastră să fiți prezenți, poate în număr și mai mare. E îmbucurător, așa cum spuneam, 141 de elevi au participat. Asta înseamnă că la Dărmănești există viață culturală, există preocupare din partea profesorilor, chiar a părinților, și acest lucru mă motivează să, așa cum spuneam, să mergem mai departe și sper ca în proiectul de buget pentru 2017 să alocăm resurse consistente pentru dezvoltarea și creșterea fenomenului cultural la Dărmănești. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc toate cele bune. Mulțumesc! Înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să vă prezint pe domnul Manea, este noul șef al poliției Dărmănești, al orașului Dărmănești. Și pentru că timpul dumneavoastră este destul de comprimat, aș vrea să ne prezinte un material informativ legat de evenimentul care a avut loc și de întâlnirea care a avut loc în cartierul Brătulești în urmă cu ceva timp. Noi am avut acolo, pentru cei care nu știu, o, să zic, din seria audiențelor în cartier, o întâlnire cu cetățenii români care au ridicat diverse probleme, printre care și comportamentul persoanelor de etnie romă care locuiesc în cartierul Brătulești. De la acel moment, noi am personal am întreprins niște măsuri foarte clare și pentru că în această perioadă a fost avut loc și schimbarea de ștafetă între fostul comandant și domnul Manea, am găsit de bun acord ca dumnealui să fie prezent în această ședință și să facă o informare legat de pașii care s-au făcut până acum, de la acel moment al anterior. Vă rog, domnul Manea, o scurtă informare. Mulțumesc, domnule. Referitor la ceea ce ați prezentat dumneavoastră, pot să vă spun că de la investirile în calitate de șef al Poliției Orașului Dărmănești, am reușit să evaluez în mare parte lucrările aflate în evidență, cât și cazurile care au fost înregistrate în ultima perioadă în cartierul Brătulești, în care au fost implicați cetățenii de etnie romă.
Ce pot să vă spun că au fost identificați autorii în situația acel căruța cu fân care a fost incendiată. Deja cetățean, partea pătrămată a fost și despăgubită. De asemenea, sunt efectuate cercetări și în cazul grupului de români cu români care cu autoturismul distrus. Suntem într-o etapă mai avansată. Urmează să continuăm urmărirea față de suspecți, pentru că am o mare neclaritate referitor la implicarea fiecărei persoane din grupurile existente în scandal. Și așa cum am avut discuția cu dumneavoastră, am făcut o vizualizare în cartierul de Rom, urmând a vă prezenta zonele unde o să montăm acele camere de supraveghere și să stabilim modalitatea de monitorizare. Am reușit să discut cu o mare parte de cetățeni, zic eu, mai de bună credință din cartierul de Rom, pe care consider eu că în viitor ne putem baza, între ghilimele pot spune, dar să știți că nu. Având în vedere că eu am mai lucrat la Dărmănești, să știți că sunt și cetățeni de etnie romă care dau dovadă de seriozitate. Pot să vă spun că deja am primit zeci de telefoane chiar după ora 20, chiar și la 10 am fost sunat, aducându-mi la cunoștință. La ei este o cutumă. Deci nu pot sta de vorbă cu un polițist sau știu eu, cu un organ oarecare, la căruia îi se pot spune anumite date din cartier, pentru că ei sunt îndepărtați din grupul lor. Așa e la ei. Dar să știți că sunt și cetățeni de etnie romă care dau dovadă de seriozitate. Numai că la ei știți și dumneavoastră cum cu greu pot scoate anumite date. Dar metode sunt și o să vă garantez că o să obținem date care ne de folos în toate celelalte situații. Domnul primar, eu nu știu ce aș mai putea să adaug la toată treaba asta, decât că vă garantez că o să mă implic cu seriozitate în toate reclamațiile înregistrate și adresate Poliției Orașului Dărmănești, în toate evenimentele care se petrec în cartierul Brătulești și voi fi alături de dumneavoastră la toate celelalte probleme care cu celeritate. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comandant. Vreau să fac eu câteva precizări pe care domnul comandant nu le-a făcut. În urma demersurilor făcute de mine la nivel de conducere a instituțiilor, structurile Ministerului Administrației și Interne în județul Bacău, a fost stabilită zonă de securitate extinsă pentru cartierul Brătulești, începând cu data de 22 septembrie, timp de 30 de zile, în ordinul 60, ordinul comun a ministrului, sunt precizate toate condițiile care se impun în astfel de situații. Ați observat, cred, că prezența jandarmilor în începând cu data de 22 pe raza orașului Dărmănești, Poliția Națională, pe care astăzi, Poliția Orașului Dărmănești, pe care o reprezintă domnul Manea, Poliția Locală a orașului Dărmănești, forțe care, sigur, în cadrul zonei extinse au misiuni foarte clare, plus măsurile pe care noi, de comun acord, le-am stabilit și în continuare lucrăm la acest program vis-a-vis de montarea de sisteme de supraveghere pentru a putea identifica mai ușor potențialii, să zic așa, infractori și alte măsuri care țin de bunul mers al lucrurilor în acel cartier. Eu vă mulțumesc, succes vă doresc, mi-aș dori ca lunar să veniți cu o informare în fața Consiliului Local legat de problemele care s-au întâmplat în acel cartier și nu numai, transparență totală, deschidere totală, să ne informați, să ne țineți la curent, să găsim împreună soluții, cele mai bune soluții, în așa fel încât, dacă există un fenomen, eu cred că nu există un fenomen acum în cartierul Brătulești, dar dacă există, el să fie ținut sub control și fără să escaladeze, eu știu, degenereze problemele. Da, mulțumesc și succes în continuare. Dacă putem, da, domnul primar.
Dacă putem să luăm cuvântul să spunem și noi anumite lucruri vis-a-vis de cartierul de rol. Dacă aveți întrebări pentru domnul comandant, dacă nu la diverse. Dacă aveți întrebări pentru domnul comandant. Nu, putem să înțeles că pleacă. Da. Da, nu sunt întrebări. Deci dacă aveți întrebări, dacă nu la diverse, noi discutăm problema. Da, o singură problemă care aș pune-o. Ca să vadă că poliția este eficientă, într-o perioadă de timp sper să nu mai vedem pe acolo grilaje la geamuri din lemn puse la oameni, pentru că nu-i normal să vezi în anul 2016 baricadate geamurile românilor cu scândură și cu tot felul de grilaje. Și atunci ne dăm seama că s-au luat niște măsuri. Și nu dorim ca acest jon decât să respecte legea. Deci românii din zonă și cetățenii din zonă vor să respecte legea și să poată conviețui împreună, liniștiți și să nu fie stresați. Asta e singurul lucru care îl dorim de la autorități. Împreună cu jandarmii, sper să faceți echipă și acea tensiune care există să dispară, poate. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul comandant. Succes. Vă mulțumesc. Am să deschid eu ședința. Înainte de a intra pe ordinea de zi, noi am stabilit o regulă, 3 luni președinția Consiliului. Astăzi vă propun să alegem un nou președinte de ședință și în mandatul anterior, regula pe care am stabilit-o era în ordine alfabetică. Dacă sunteți de acord cu această regulă, în ordine alfabetică urmează domnul Balas Constantin, vă propun să-l avem ca președinte de ședință pe următoarele 3 luni. Sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim, domnul Balas, luați. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la această ședință de Consiliu. Vă mulțumesc că mi-ați acordat, cred, dumneavoastră pentru 3 luni să fiu președinte de ședință și, dacă cu acordul dumneavoastră, să începem ședința de azi. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Un amendament. Să ni se prezinte și nouă procesul verbal, că da. Să-l vedem fizic. Să-l vedem fizic. Da, să avem și noi control asupra ceea ce s-a întâmplat în ședința trecută. Da. Nu, e de viitor. Acum nu revenim acum. Până la... Ok, până la fel. Da, e ok, e bine. Da. Punctul 2 l-a spus domnul primar. La punctul 3 avem un proiect de hotărâre privind luat... Ordinea de zi cu modificare. Aprobarea ordinii de zi cu modificarea adusă de doamna secretar. Deci de la punctul numărul 14 se scoate proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a locuințelor ANL aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești. Județul Bacău, avizează Comisia Juridică, deci acest punct se scoate de pe ordinea de zi și introducem... Seamănă. Și... punctul 5 seamănă. Punctul 5, iar proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului pădurăriu Gheorghe, avizează Comisia Juridică, datorită faptului că dânsul nu este prezent azi în ședință, deci seamănă pentru ședința următoare. Da? Și se introduce punctul cu acordarea de ajutoare materiale familiilor a căror gospodării au fost afectate de incendii. Da, în loc de punctul 14. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Împotrivă? Abține? Dacă s-a aprobat ordinea de zi, începem cu punctul 3. Proiect de hotărâre privind luarea de act
a demisiei a domnului Buguș Toader și vacantarea mandatului de consilier local. Comisia juridică s-a întâlnit astăzi, s-a discutat în comisie. Avizul este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dacă cineva vrea să față de acest punct să discuți, da, dacă sunt. Dacă nu, trecem la următor, la punctul 4. Proiect de hotărâre privind luarea de act a demisiei a domnului Radu Mititelu și vacantarea mandatului de consilier local. Avizează comisia juridică. Comisia juridică s-a întrunit. Avizul este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Deci nu am dat. S-a votat. La punctul 5. Îi scos de pe ordinea de zi. Va fi în ședința următoare datorită faptului că domnul pădurariu Gheorghe nu este prezent astăzi la ședință. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Petre Dumitru. Avizează Comisia Juridică. Comisia Juridică... Comisia de validare. Comisia de validare. Se întrunește Comisia de validare. Consiliul local al orașului Dărmănești adoptă prezenta Comisiei de validare. Se aprobă constituirea Comisiei de validare a Consiliului local al orașului Dărmănești în următoarea componență. Ocondureanu Corina Ioana, Stoica Adriana, Cotfaz Vasile, Despa Teodor și Moise Caru. Deci Comisia de validare verifică documentele care stau la baza validării noului consilier. Da. Vă rog, Comisia de validare, luați documentele, vă retrageți la mine în birou 5 minute, 3 minute, veniți cu punctul de vedere, da? Dăm cuvântul doamnei Mocondureanu, de Expona, președintea Comisiei. A validat dosarul domnului Apetre și supunem la vot depunerea jurământului. Supunem... Da. Atunci, domnul Apetre, trebuie să veniți să vă depuneți jurământul. Pe Biblie și pe Constituția României. Și ridicăm în picioare când se pune. Subsemnat al Petrei Dumitru, consilier în cazul Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local Dărmănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și să vă mulțumesc mandatul. Mulțumesc! Toți care ați avut încredere pe mine și vă jur că așa am niciodat, eu voi duce tot la îndeplinire să vă mulțumesc. La punctul 7. Trebuie să revenim la punctul 6. Proiect de hotărâre, aprobarea, validarea mandatului de consiliere local a domnului Petre Dumitru.
Comisia juridică a fost de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem trece la punctul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Avizează Comisia Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe s-a întâlnit și a avut acordul Comisiei. Și dăm cuvântul doamnei Iuliana, fiindcă doamna Mereuță nu este asta. Trebuie să prezinte un pic, să ne prezinte din ce cauze s-a făcut rectificarea. Să știi și consiliul. Vederea adresa 2124 din 2608 de la Ministerul Finanțelor Publice, prin care se repartizează suma de 652.000 de lei, cote defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor prevăzute de legea 85/2016 și a restanțelor aferente titlurilor executorii, ce puteau fi plătite până la 31.12.2015, astfel. Diferențe conform legea 185/2016, 113.000 lei, restanța aferente titlurilor judecătorești, 539.000 lei. Aici este vorba despre cotele defalcate din TVA care au fost primite pentru învățământ, pentru hotărârile judecătorești, care mai trebuiau plătite. Având în vedere adresa numărul 2152 din 0109, tot de la Ministerul Finanțelor Publice, prin care se aprobă virarea sumei de 50.000 de lei din trimestrul 4 în trimestrul 3, reprezentând cote defalcate din TVA, pentru cheltuielile de personal. Nu ajungeau bani în trimestrul 3 și au fost virați din trimestrul 4 în trimestrul 3 pentru cheltuieli cu salarii. Și adresa 14.022 din 31.08.2016 de la Consiliul Județean Bacău, prin care se aprobă suma de 7,5 lei pentru asigurarea drepturilor de alocația zilnică de hrană, rechizite școlare, la îmbrăcăminte și încălțăminte, de care beneficiază copiii, elevi și tineri cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din județul Bacău, orașul Dărmânești, pentru anul 2016. Aici avem două cazuri pentru copii cu probleme cu handicap. Și contractul de finanțare 8575 din 22.08.2016, încheiat între orașul Dărmânești și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în sumă de 81.500 lei pentru Programul Național de Cadastru și Carte Funciară al lucrărilor de înregistrare sistematică inițiată de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. Este vorba despre cadastru care se face în perioada asta. În urma analizei contului de execuție al bugetului local, la data de 29.09.2016, am avut o creștere la partea de venituri în suma de 190.000 de lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 83.000 lei, impozit pe clădiri persoane fizice 4.000 lei, impozit pe clădiri persoane juridice 19.000 lei, impozit pe teren persoane fizice 41.500 lei, impozit teren extravilan 37.500 lei, taxe judiciare de timbru 5.000 lei. Și despre cote defalcate din învățământ și cadastru și am discutat mai înainte. Da. Deci, suma de 931.000 lei va fi folosită pentru cheltuieli cu salariile 18.000 lei, cheltuieli materiale total 42.000 lei, din care reparații curente cu clădirea impozite și taxe preluată de la ANAF 35.000 lei, obiecte de inventar liceu tehnologic 4.000 lei, deplasări școala gimnazială numărul 2050.000 lei, achiziție camere de supraveghere 2.500.000 lei. Plata diferențe salarii și hotărâri judecătorești cadre didactice 652.000 lei, transferuri cu caracter general pentru adulți și copii 10.000 lei, ajutoare de urgență 10.000 lei, plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 5.000 lei.
lucrări de cadastru, 81,5 mii lei, cheltuieli de capital în buget local, rata a doua la tractor, 110 mii lei. Modificările care au intervenit la lista de investiții sunt următoarele. Deci rata a doua la tractor, 110 mii lei și achiziție rezervor motorină, 15 mii lei. Bugetul de venituri și cheltuieli a activităților finanțate integral din venituri proprii, autofinanțate sursa E, pentru anul 2016 se va majora cu suma de 56 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel veniturile cât și cheltuielile cresc de la 515 mii lei la 571 mii lei. La partea de venituri, suma de 56 mii lei se compune din venituri din concesiuni și închirieri, 1,5 mii lei, venituri din utilizarea pășinilor comunale, 10,9 mii lei, venituri din prestări servicii și alte activități, piață, 20,10 mii lei, venituri din contribuția elevilor pentru cămine și cantine, 23,5 mii lei. Structura cheltuielilor activităților finanțate integral din venituri proprii, sursa E, pe anul 2016, va fi următoarea. Capitolul 6510 învățământ, cheltuieli materiale 25.000 lei, din care hrană pentru copii la grădiniță 23,50 mii lei, transferul către primărie 1,5 mii lei. Capitolul 7010 piață, cheltuieli materiale 20,10 mii lei, din care reparații gard 19,10 mii lei, obiecte de inventar 1000 de lei. Capitolul 8310 pășuni, cheltuieli cu salariile, un angajat nou, 10,9 mii lei. Cam atât. Eu aș vrea să fac precizarea că rectificarea de buget este pozitivă și datorită faptului că ne-am implicat foarte mult în recuperarea sumelor pe care aveam de recuperat. Am dispus acele măsuri de, eu știu, mai neortodoxe, de înființarea poprilor și așa mai departe, sigur se vede o creștere cu 190.000 de lei, un plus de 190.000 de lei încasări, cote defalcate, ce spuneam, impozit pe clădiri, persoane fizice, juridice, impozit pe teren, pe terenul intravilan, pe extravilan. De asemenea, la partea de autofinanțate, am avut un plus de 56.000 de lei, venituri din concesiuni și închirieri, din utilizări de pășuni și așa mai departe. Măsurile pe care noi le-am dispus, le-am întreprins începând cu iulie până astăzi, se pare că au început să dea rezultate în sensul că reușim să încasăm acele sume care, din diverse motive, n-au fost încasate în anii anteriori. Pentru a putea duce la bun sfârșit proiectele pe care noi le avem în derulare și care vor veni în anii viitori, sigur că avem nevoie de bani. Este un prim pas. Faptul că avem o rectificare pozitivă și nu una negativă dă așa curajul să cred că putem face lucruri bune la Dermănești dacă avem și resursă financiară. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări legate de rectificare, vă rog. Așa e o întrebare. Vă rog. Deci, a spus doamna despre cadastrare. La ce se referă? Da, am să vă explic. Așa cum am spus în ședința din luna iulie, noi am demarat un proiect de cadastrare generală a localității. Proiect care a fost lansat de Agenția Națională de Cadastru și Direcția Bacău, Oficiul de Cadastru Bacău, în parteneriat cu Consiliul Local. Noi am reușit să încheiem acel contract în termen. La acest moment am cadastrat gratuit peste 1350 de imobile ale locuitorilor din orașul Dărmănești, imobile din extravilan. Costul acelor lucrări înseamnă 881,5 mii lei, adică 815 milioane. Acești bani nu îi plătim noi din Consiliul Local, ci sunt rectificați, așa cum am spus, sunt transferați de la Oficiul de Cadastru Bacău în contul nostru, iar cu acești bani noi vom plăti firma care a executat
lucrările de cadastru. Deci suma de 815.000, cei care, sau mai bine zis, 815 milioane, sunt banii pe care, milioane vechi, sunt banii pe care noi i-am primit și pe care îi vom achita în perioada imediat următoare. Pentru anul 2016, lucrările de cadastru s-au desfășurat în perioada august și până la 1 octombrie. Mâine noi vom depune toate aceste măsurători. Repet, 1350 de imobile s-au cadastrat la Dărmănești. Suntem, din cunoștințele mele, localitatea cu cele mai multe imobile cadastrate în intervalul ăsta foarte scurt. Dacă reușeam să facem 2.000 sau 3.000, primeam sumă mult mai mare. Atât am reușit. Sper anul viitor, începând cu februarie, când se deschide noua finanțare, să ne mobilizăm și mai bine și să reușim să cadastrăm un număr și mai mare de localități. Deci acești bani vin de la OCPI, trec prin bugetul local și sunt plătite acele firme care au făcut lucrările. Alte întrebări, dacă sunt? Dacă colegii mei au întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 8 atunci și vă prezentăm. Proiect de hotărâre privind luarea în administrare a circumscripția fiscală de Dărmănești pentru o perioadă de 5 ani. Avizează Comisia Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe a dat acest favorabil. Da. Proiectul ăsta... Prezint eu. Da. Dăm cuvântul domnului primar. Da, vreau să vă prezint pe scurt acest proiect. A fost un proiect inițiat de mine, datorită faptului că în sediul administrativ, la acest moment, aparatul de specialitate a primarului desfășoară cu greu activitatea, fiind multe spații, zic eu, insuficiente. Am demarat demersul discuții cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași, în vederea preluării cu titlu gratuit a sediului fostei administrații fiscale din parcul din fața primăriei. În urma demersurilor făcute, am obținut aviz favorabil, am încheiat acel contract de administrare cu titlu gratuit între Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași și Primăria orașului Dărmănești. Clădirea are suprafață de 182 de metri pătrați și propunem ca în această clădire, după reabilitare, să funcționeze biroul de asistență socială și biroul de impozite și taxe. Sigur, eu susțin, este o necesitate acest spațiu pentru buna desfășurare a activității, în primul rând aparatul de specialitate, dar, să zic așa, în subsidiar și, eu știu, cred că va fi o mai bună organizare și satisfacere a cetățenilor care astăzi vin la biroul de asistență sociale sau la biroul impozite și taxe. Sigur că această hotărâre de Consiliul Local era necesară. În primul rând, luăm în administrare cu titlu gratuit. În al doilea rând, specificăm foarte clar care este destinația acelui spațiu și am spus va funcționa aparatul de specialitate a primarului și vom începe cu biroul impozite și taxe și biroul asistență socială. Și, nu în ultimul rând, noi trebuie să alocăm și niște cheltuieli. Vom face niște cheltuieli cu întreținerea acestui spațiu și am spus cheltuieli de întreținere cu energia electrică, termică, telefon și reparații. Această clădire în ultimii 7 ani a fost închisă. Pentru a funcționa în condiții normale, trebuie să facem mici reparații. Noi am în proiectul de buget pe care l-ați aprobat rectificarea am alocat și 35.000 de lei pentru aceste cheltuieli de sigur de reparație. Este un proiect de hotărâre care, repet, cred eu că este benefic pentru comunitate, mai ales în condițiile în care noi avem în vedere să reabilităm parcul din fața primăriei. În primă fază, știți că în proiectul
tehnic, noi am gândit cumva să acoperim această construcție, acești pereți care nu dădeau foarte bine ochiului. După ce am reușit să obținem acest contract de administrare, sigur că am regândit spațiul și centrul civic în așa fel încât să poată fi, eu știu, să facă parte din, din peisaj. Dacă aveți întrebări, vă rog. Supuneți la vreo dată, nu sunt. Se mai înscrie cineva la punctul ăsta? Dacă nu se mai înscrie nimeni, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem mai departe. La punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru înregistrare, evidența și radierea vehiculelor care nu seențin în matriculării de pe raza orașului Târgănești. Județul Bacău. Vizează Comisia Juridică. Prezintă-ți. Comisia a luat act despre aceasta. Prezintă-ți. Da, aș vrea câteva cuvinte să spun și la acest proiect de hotărâre. Înregistrarea mopedelor, mașinilor autopropulsate și așa mai departe, Consiliul Local avea la dispoziție o hotărâre mai veche, dată în anii anteriori, legat de acest subiect. Hotărârea, din punctul meu de vedere, nu era completă, nu avea anumite lucruri precizate și noi am gândit un regulament care să reglementeze foarte bine toate situațiile posibile care ar putea apărea. Vreau să vă dau un exemplu. În primul rând, legat de taxele de înregistrare. De exemplu, vechea hotărâre nu avea defalcat ce înseamnă sau cât este taxa sau contravaloarea plăcuților de înregistrare. Deci dacă un cetățean care avea înregistrat un astfel de vehicul pierdea plăcuțele de înregistrare și venea la primărie solicite din nou plăcuțe, sigur că în vechea hotărâre nu era foarte bine precizat care este costul acestor plăcuțe și se, eu știu, calcula per total, adică o sumă mult mai mare. La fel pentru situația în cazul în care o persoană pierdea certificatul de matriculare, venea și solicita un nou certificat, nu era prevăzut foarte, foarte clar cât costă acel certificat. Sigur că sunt elemente de noutate legate de radierea din circulația vehiculelor de acest tip. Dacă cineva solicita radierea acestui sau unui vehicul care face parte din această categorie, nu avea vechea hotărâre mecanismul de a permite radierea acestui vehicul. Nu avea vechea hotărâre sancțiuni și contravenții. Ce se întâmplă în cazul în care o persoană circulă fără a avea matriculat acest vehicul. Ca și element de noutate, documentele care stau la baza înregistrării vehiculelor sunt precizate în această hotărâre. La punctul D avem cartea de identitate a vehiculului în original sau atestatul tehnic. Deci acest atestat tehnic este element de noutate pentru că sunt vehicule care nu au carte de identitate și fără carte de identitate, neavând varianta atestatului tehnic, persoana respectivă nu își putea înregistra vehiculul. Deci a apărut elementul de atestat tehnic care se emite de către Registrul Auto Român. Un alt element de noutate, cetățeanul din Dărmănești care solicită înregistrarea nu este nevoit să meargă cu acest vehicul la Registrul Auto Român. Putem stabili date foarte clare când în zona orașului nostru se vor deplasa ingineri de la Registrul Auto Român și în felul ăsta, sigur, venim în sprijinul cetățeanului pentru a reduce cheltuielile de nevoie de deplasarea vehiculului la Bacău. Proiectul de hotărâre reglementează înregistrarea și radierea categoriilor de vehicule la care am făcut referire și cred eu, sigur,
foarte important, am stabilit pe unde au dreptul să circule aceste vehicule. Am avut diverse, să zic așa, discuții cu cetățenii, pentru că nu era reglementat în vechea hotărâre pe unde au voie să circule aceste vehicule. De multe ori poliția, sigur, amenda în trafic conducătorul vehiculului în momentul în care îl găsea. Prezenta hotărâre, proiect de hotărâre stabilește ca traseu toate străzile de terasa orașului Dărmănești, mai puțin acele străzi în care există indicatoare de circulație care restricționează acest drept. Mai multe elemente de noutate erau o nevoie și a rezultat din, în urma solicitărilor făcute de către cetățeni. Dacă aveți întrebări. Doamne, scriu. Vă rog. N-am auzit discuții despre vehiculele cu tracțiune animală. Da? Dacă veți vedea, veți citi regulamentul, veți găsi acolo vehiculele cu tracțiune animală, sunt prinse, dar nu sunt de probleme. Asta pentru că sunt, au fost multe cazuri în care au fost furturi, iar dacă căruța ar fi avut un număr de înregistrare, în mod sigur, da, putea fi găsit. Deci, la în prezentul regulament, noi am stipulat foarte clar obligativitatea înregistrării vehiculelor cu tracțiune animală și spunem foarte clar care sunt documentele, ce trebuie să facă cetățeanul și ce este foarte important, ce sancțiuni primesc acești oameni, condițiile în care ei nu respectă, am spus noi acolo, la contravenții și sancțiuni și contravenții, se sancționează persoanele fizice și juridice care circulă cu aceste vehicule, atelaje ce avem noi, neregistrate. Deci orice căruțaș care este găsit pe stradă fără să aibă matriculat atelajul respectiv, suportă consecințe. Deci, în regulament este prevăzut foarte clar acest capitol cu atelajele. Vă rog. Da. Eu aș o întrebare am. Da. Dacă ați dat un termen ca cetățenii care posedă vehicule cu tracțiune animală să-și rezolve problema cu trăcuțele astea, dacă aveți un termen. Da. Da. Persoana fizică sau juridică care deține un astfel de atelaj, vehicul ce are el, în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre, este obligat să intre legalitate. Și deci 30 de zile. Și aș dori populația să fie științată. Adică sigur, găsim o modalitate, nu să-i amendăm, să spunem, doamne, uitați ce hotărâre s-a luat, cumva deci, să facem... Deci, în perioada de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, noi vom face informări comunicate către cetățeni, în așa fel încât să-i aducem, să le aducem la cunoștință prezenta hotărâre, fiecare să intre în legalitate. Și unii dintre ei au aceste plăcuțe de înregistrare fără niciun fel de probleme. Propun de asemenea, odată cu elaborarea acestui atestat de atelaj, la compartimentul acesta să se înființeze un chestionar minim pentru căruțaș cu câteva întrebări, să cunoască semnul de circulație. Că el trece, nu știe semnul de circulație, nu știe cum să încarce căruța, nu știe cum să semnalizeze căruța. Și în momentul când îi se eliberează atestatul de înmatricularea atelajului, să îi se dea și atestatul de căruțaș. Că așa a fost și legea prevede, totuși, un atestat de, și pentru căruțaș. Cunoașterea minimă a regulilor de circulație. Da. Ar trebui propus să vedem, adică nu încălcăm cu nimic legea și dacă această hotărâre reglementată e foarte bună, ei în 30 să vină și poliția locală și poliția comunitară și poliția națională la identificarea lor, îl întreabă, ai trecut, ai atestatul, ai atelajul matriculat, cred că aici trebuie să punem într-adevăr ordine, pentru că suntem oraș și trebuie să arătăm ca oraș. Da, există hotărârea de guvern 1391/2006, prin care se aprobă regulamentul de aplicare a ordonanței de guvern 195, care se referă la circulația pe drumurile publice. Deci, legiuitorul a reglementat foarte bine tot ceea ce dumneavoastră spuneți. Fiecare cetățean care deține un atelaj sau un vehicul, este obligat să cunoască
legislația în vigoare înainte de a intra pe drumurile publice. Sigur, nu o să facem noi, eu știu, cursuri de pregătire, dar putem veni și informa cetățenii că sunt obligați să respecte legislația în vigoare în momentul în care ei acced pe drumurile publice și, mai mult decât atât, poliția locală, poliția națională, dincolo de componenta de sancțiune, sigur trebuie să vină cu o componentă de îndrumare. Deci sunt organele abilitate care pot să facă lucrul ăsta. Nu ne, eu știu, fugim de responsabilitate, dar nu cred că, eu știu, aparatul de specialitate a primarului are în competență să facă și instruirea căruțașilor să dăm nu știu ce atestat. Este foarte clar reglementat în cele două acte normative pe care le-am amintit aici și fiecare cetățean, sigur, trebuie să respecte legislația în vigoare. El când se urcă în căruță și pleacă pe drum, nici nu există un atestat al căruțașului. Nu există un atestat al căruțașului, există acel certificat pe care noi îl emitem în momentul în care omul vine și își înregistrează atelajul. În acel certificat se atestă faptul că deținător este Popescu și că nu știu ce deține o căruță sau ce deține și are numărul de matriculare pe care noi îl arondăm. Dar mai departe, fiecare trebuie să respecte legislația. Noi putem veni doar cu componenta de îndrumare. Vă rog. Există și o vârstă minimă a celor care conduce vehiculul ăsta? Deci în lege este foarte bine precizat lucrul ăsta. Deci pentru limita minimă avem 18 ani, adică sub 18 ani avem restricții și limită maximă, așa cum spune și în legislație, atâta timp cât cetățeanul îndeplinește fizic calități și mental calități de a conduce acel lucru. Adică nu pot să vin să-i spun unui om de 40 de ani care el, săracul, nu mai îndeplinește aceste condiții că poate să conducă și unui om de 75 de ani care este sănătos din toate punctele de vedere, să-i spun, dule, nu mai poți conduce când ai 75 de ani. Deci legiuitorul reglementează limita superioară în funcție de starea de sănătate a persoanei care conduce acel atelaj sau vehicul. Spun asta pentru că vedem în cartierul Iron foarte mulți copii, chiar și de 7-8 ani, conduc căruțe. Deci sub nicio voie să conducă sub 18 ani. Da. Și mai ales, eu știu, stare de libertate. Sper să fie sancționați. Sigur, noi avem cadrul legal, da, și veți vedea acolo la ultimul capitol cine are obligația de a verifica. Da. Nu plecă câte un cal la căruță de asta de doi, care nu-l poate strâni sub nicio formă. Au fost rupte garduri, bătrâni care nu se pot feri la timp, loviți și vai de capul lor. S-au întâmplat foarte multe. De aia insist. Cu siguranță, deci ce am spus noi, puterea de Consiliu și legislația reglementează. Ideea este să și urmărim dacă se pune în practică ceea ce aprobăm noi aici. Dacă doar aprobăm și rămânem la nivel de, eu știu, informativ sau declarativ, pierdem timp. Da. Dacă mai aveți și alte întrebări? Dacă nu, mergeți mai departe, domnul președinte. Nu, domnul Despa era. Despa. Am văzut că nu mai trebuie. Vă rog, domnul Despa. Dar nu sunt disciplinat, domnul. Poate erau aceleași întrebări. Nu, nu o să fac aceleași întrebări. E bine că se face lumină prin această hotărâre de Consiliu vis-a-vis de matricularea atelajelor, utilajelor și alte mijloace de transport de pe raza orașului Drăbălești. Pentru că chiar aveam un sentiment de furie când știam că cetățenii orașului Drăbălești vă aducă în Bulgaria, adică în Dofteana, ca să se rematriculeze. S-a vorbit că acest proiect reglementează și pe unde au voie să circule. Și acum vin, nu pentru că țin eu neapărat că este un proiect PSD, dar vin și vă mai întreb încă o dată de ce se renunță atât de ușor la acest drum care pleacă de la Sfătoria, de la Cipric, nu știu cum se numește, spre Sălătru. Părerea mea ar fi că ar putea fi foarte ușor numită ca o șosea de centură, să găsim toate formele legale, domnule primar, și să o activăm. Și pe acolo se pot circula și atelaje, și tractoare, și așa mai departe. Este păcat. Infrastructura, să ne gândim mai acest lucru, a fost făcută pe calea ferată.
Da, eu am analizat, dacă îmi permite să vă răspund, am analizat acest traseu. Sunt câteva probleme care țin de intrarea în legalitate. Deci sunt câteva probleme. În primul rând, acel traseu nu este al nostru, dacă știți. Proprietar este, eu știu, desenătorul rafinăriei. În al doilea rând, sunt câteva lucruri care mai trebuie să făcute acolo, niște poduri, podețe, pentru a putea să fie acel traseu practicabil. În al treilea rând, pentru a declara drum de circulație publică, sigur, repet, noi trebuie, în primul rând, să fim proprietari pe acel traseu și, în al doilea rând, să luăm avizele de la autorități. Orice fel de, eu știu, declararea drumului respectiv fără să parcurgem toți pașii înseamnă ilegalitate pentru autoritatea publică. Aș fi ultimul om să vă faceți o ilegalitate. Deci suntem, îl putem la ora asta exploata în regim de, eu știu, drum de căruțe și mai departe. Noi avem în intenție să-l amenajăm și să și intrăm în proprietate pe traseul respectiv. La ora asta, deci e un traseu care nu e al nostru. Și o ultimă problemă, vis-a-vis de matricularea tuturor atelajelor din orașul Dărmănești, e bine făcută să nu scape nimeni, că s-a putea să avem niște surprize, s-a putea să tot la cartierul de Romă, mă refer, s-a putea să ne găsim că sunt cetățeni care posedă acel atelaj cu cai, cu toate, cu animalele care creează tracțiunea, și s-a putea să mai scăpăm de ajutor social la anumite persoane. Să știți că în subsidiar, hotărârea asta vizează și aspectul pe care dumneavoastră l-ați precizat. Nu este o ținta noastră, dar în felul ăsta vom cunoaște foarte, zic eu, clar situația deținătorului. Și s-ar putea ca unii din acești deținători să nu se mai încadreze la anumite beneficii sociale. Iar în momentul în care sunt înmatriculate atelajuri, este bine, nu contează că se duce cu căluța la fănit, dar te puneți numărul de matriculare, cum am și la mașină, nu ți-l cuvii, dacă duci la furat la nevă, te puneți numărul de treaba ta. Pentru că ne ajută și pe noi cei de la Silic în activitatea asta și doresc să ajută și organele de poliție mai departe. Pentru că eu nu, dar n-am mai să-l pun, băi, treaba, dar uite, nu mă privești bine până să-l pui. Tu puneți-l ca să fie la vedere. Da, dacă va lua sancțiuni, o să vedeți că îl pun, îl poate. Vă mulțumesc că ați mulțumesc și eu, alte... Dacă am terminat, să punem la vot acest regulament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea unității de învățământ cu personalitate juridică pe Liceul Tehnologic Dărmănești a imobilului în care și-a desfășurat activitatea credința cu program normal numărul 1. Proprietate publică UAT Dărmănești. Da, o să-mi permit să prezint tot eu acest proiect de hotărâre. Este vorba de fosta grădiniță numărul 1, da, din strada Popasului, care era proprietate publică a UAT Dărmănești. În această locație și-a desfășurat activitatea, așa cum spuneam, Liceul Tehnologic Dărmănești prin grădinița cu program normal. Începând cu acest an școlar, grădinița a fost transferată în noua locație, grădinița cu program prelungit și cu program normal Ursulețul Martinel. Această locație, conform legii, trebuie din nou să revină în domeniul public al orașului Dărmănești. Prezentul proiect de hotărâre nu face altceva decât să facă transferul către domeniul public și sigur că noi intenționăm în acea clădire să dezvoltăm un proiect cu fonduri europene pe mediu și aici vreau să punctez, eu știu, o reabilitare a clădirii, un acoperiș, ce înseamnă o anvelopare. Proiectele se vor, sau eu știu, sesiunea de proiecte se lansează pentru instituțiile publice începând cu luna octombrie și undeva se închid în luna noiembrie. Deci facem acest proiect de hotărâre, trecem clădirea respectivă în domeniul public al orașului Dărmănești, după care avem posibilitatea, dacă considerăm că este oportun, să facem un proiect de finanțare europeană pentru reabilitarea acelei clădiri și nu numai. Avem mai multe clădiri în vedere, care aparțin domeniului public și vrem să le reabilităm pe toate. Dacă cineva se mai înscrie la
cuvânt pe acest punct. Dacă nu se mai înscrie nimeni, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului de 138 metri pătrați, situat în strada Calea Trotușului, numărul 181, localitatea Dărmânești. Avizează Comisia Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe și-a dat acordul. Dacă sunt discuții, dacă sunt discuții și dacă se mai înscrie cineva la discuții. Da, este vorba de fosta școală de la Dărmăneasca, cei care cunosc locația știu la ce mă refer. Deci această construcție a fost închiriată fără unor persoane juridice, fără să se respecte procedura. Noi am înregistrat și o cerere întocmită de către o firmă din Bacău, Aproline Plast SRL, care solicită închirierea imobilului din Calea Trotușului. Altfel spus, această firmă era în posesia spațiului respectiv fără să respecte procedura legală OG34, care prevede că închirierile se fac prin licitație publică. Omul a solicitat scris că dorește să intre în legalitate. Astăzi noi avem, vă propunem proiectul de hotărâre care presupune închirierea prin licitație publică, deci care reglementează procedura, avem caietul de sarcini, modelul de contract și așa mai departe. Dacă veți aproba acest proiect de hotărâre, sigur că noi putem închiria legal acel spațiu pe care astăzi nu îl folosim. Fac precizarea că acest spațiu are, această clădire de 138 de metri pătrați, are și un teren de 2200 de metri pătrați. Terenul nu intră în discuție, nu se concesionează, nu se închiriază și acest teren. Acest teren nu a respectat legea. Întrebări dacă aveți? Dacă nu sunt întrebări, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiect tehnic de execuție Centru Civic de Dărmănești. Avizează Comisia Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe a dat vot afirmativ. Da. Dacă sunt discuții, cine se înscrie la... Prezint tot eu, dacă... Poate mai e cineva. Da. Dacă nu mai e nimeni, atunci dăm cuvântul domnului. Da. Prezentul proiect vine să certifice una din hotărârile din luna iulie, prin care dumneavoastră ați aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea centrului civic. Pașii care trebuie să parcurgi și în momentul în care facem o investiție, îi cunoașteți foarte bine. În primul rând, trebuie să avem resursa financiară. În al doilea rând, trebuie să avem acel proiect prins pe lista de investiții. În al treilea rând, trebuie să avem studiul de fezabilitate sau DALIU făcut de o firmă de specialitate și acel studiu trebuie aprobat de Consiliul Local. Lucru pe care noi l-am făcut, dumneavoastră l-ați făcut în luna august, cred că 2016. Și ultimul pas înainte de a demara efectiv procedura este aprobarea proiectului tehnic. Astăzi suntem cu propunerea de proiect pentru aprobarea acestui proiect tehnic. Este vorba de amenajare și modernizare centrului civic, mai exact acest teren din fața primăriei, care ne-am propus noi să-l reamenajăm. Sigur că, spuneam mai devreme, înainte nu era impetuos necesar aprobarea și a proiectului tehnic. Numai că de la studiul de la DALI, de la partea de indicatori tehnico-economici și până la proiectul tehnic, uneori apăreau niște diferențe în sens crescendo. Una se aproba în Consiliul Local și alta se aloca ca resursă financiară în proiectul tehnic.
Mai nou, legislația în vigoare prevede obligativitatea ca sumele din DALI sau din studiul de fezabilitate să coincidă cu sumele din proiectul tehnic. Astăzi, proiectul tehnic pe care noi îl avem pe masa de lucru respectă sumele din DALI, sumele pe care le-ați aprobat în luna august, adică valoarea lucrărilor C plus M, 390.000 de lei. După aprobarea acestui proiect de hotărâre, se intră, să zic așa, pe ultima sută de metri, în sensul că aparatul de specialitate a primarului va trece la, eu știu, în SEAP, la achiziție. Și sperăm noi, în termen cel mai scurt, să putem găsi un constructor, da, în SEAP, care să vină și să facă această lucrare ca și țintă sfârșitul anului 2016. Deci luna decembrie ar trebui să ne găsească cu acest centru renovat. De la DALI și până la acest proiect tehnic, spuneam că sumele au rămas la fel. În schimb, noi am reușit să obținem și clădirea finanțelor, care face parte integrantă din acest centru și, sigur, e un plus. Ne-am fixat ca și țintă finalizarea lucrărilor la construcția, la renovarea fiscului odată cu finalizarea acestui CER. Întrebări dacă aveți? Dacă nu sunt. Dacă nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului, teren și construcții în care a funcționat Tata Dărmănești și aprobarea demărării procedurilor legale pentru contractarea unui împrumut. Avizează Comisia Buget Finanțe. Da. O să prezint acest proiect de hotărâre. Sunt inițiatorul acestui proiect și aș vrea să dau câteva detalii legate de această oportunitate. Spuneam mai devreme că orașul Dărmănești, pentru a se putea ridica la nivelul acestui, să zic, idei. Aceste idei de oraș trebuie să îndeplinim niște condiții. În primul rând, în urma discuțiilor avute cu cetățenii, au rezultat o listă de priorități. Ce și-ar dori cetățeanul din Dărmănești să aibă în orașul Dărmănești. Pe prima poziție apare problema medicală. Așa cum știți, la acest moment, noi la nivel de oraș Dărmănești nu avem un centru medical, nu avem un spital, nu avem o structură medicală pusă bine, să zic, pusă la punct, care să răspundă doleanțelor cetățenilor. În urma acestei analize, am, cu aparatul de specialitate a primarului, am propus ca la Dărmănești, în perioada următoare, să dezvoltăm un centru medical. Sigur că un centru medical presupune foarte multe lucruri. Dar nu e imposibil de realizat. În primul rând am consultat specialiști, să vedem specialiști în domeniul medical, să vedem dacă la Dărmănești este posibil ca în anii următori să dezvoltăm un centru medical și ce ar trebui să conțină acel centru medical. Am pornit de la locații. Am căutat pe raza orașului Dărmănești o locație în care să putem dezvolta acest centru medical. Am avut în acest periplu prin Dărmănești specialiști de la nivelul Spitalului Municipal Moinești. Vorbesc aici de domnul director Cotârleț, care împreună cu specialiști de la dumnealui ne-a oferit consultanță gratuită în toată treaba asta. Am mers în primul rând la terenul fostului spital, așa cum știți dumneavoastră, și, din păcate, nu sunt condiții care ar putea permite dezvoltarea unui centru medical acolo, în sensul că acea clădire este perimată, este învechită, nu corespunde legislației și noilor cerințe.
Sigur, am căutat și alte locații la nivel de oraș Dărmănești. O posibilă locație ar fi pe sediul fost sau pe amplasamentul fostei ATA Dărmănești. Ca să putem să dezvoltăm acolo un centru medical, am avea nevoie de un minim de 20.000 de metri pătrați de teren și, sigur, de parte construită. Aș vrea să vă spun cam ce ar trebui să conțină acest centru medical, cum l-am gândit noi și nu eu, ci specialiștii. În primul rând, în acel centru medical ar trebui să funcționeze toate cabinetele medicale ale medicilor de familie de pe raza orașului Dărmănești. În al doilea rând, în acel centru medical, va funcționa cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim de ambulatoriu. A treia structură care va funcționa în acest centru medical, saloane cu patru în regim de spitalizare de zi. Sigur că acel centru medical va avea o farmacie. Se intenționează pe acest amplasament înființarea unei substații de ambulanță și a unui centru de permanență, în vederea asigurării continuității asistenței medicale primare. Și nu în ultimul rând, înființarea unei unități SMURD cu susținere din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Deci acest centru medical este gândit ca un centru care oferă răspuns la mare parte din problemele pe care le-au ridicat cetățenii orașului Dărmănești. În acea locație am putea în perioada următoare, în perioada următorilor, sigur, 2-3 ani, să dezvoltăm tot ceea ce am spus, saloane, spitalizare de zi, ambulatoriu, farmacie, eu știu, centru de permanență, care e foarte, foarte important. Sigur, substație de salvare și o unitate SMURD. Colega mea de la urbanist a prezentat niște niște hărți în care este foarte clar care este zona noastră de influență. Deci ce vedeți dumneavoastră cu verde este parte de interes din fostul amplasament ATA Dărmănești, totalizează 21.500 metri pătrați și teren și undeva 2.400 parcă metri pătrați construiți. Sigur că acele imobile care sunt construite acolo, o parte din ele pot deservi cu eu știu, cheltuieli mici, proiectul la care eu m-am referit și, de exemplu, avem, te rog, rulează mai departe, am spus aici, vedeți, este un imobil care totalizează 21.500 metri pătrați, 2.407 metri pătrați construiți și sunt defalcați pe fiecare loc de clădire. Amplasamentul dispune de toate utilitățile, curent, gaze, apă, canal. Mergi mai departe un pic. Am fost amintat la acele clădiri, ele sunt într-o stare din punct de vedere tehnic destul de bună, deci nu necesită lucrări de, eu știu, investiții, reparații la structură. Ele, sau cel puțin această clădire, a fost reabilitată nu cu mulți ani în urmă și, din punct de vedere tehnic, corespunde suficient, adică destul de bine. Mergem mai departe, te rog. Așa arată interioarele. Sunt spații, din punct de vedere medical, care corespund cerințelor legislației în vigoare. Eu am fost interesat să văd dacă acele posibile saloane, dacă au suprafață suficientă, dacă au circuit, dacă putem amenaja un circuit acolo și, repet, cei din specialiștii din cadrul Spitalului Municipal de Moinești au spus, domnule, fără niciun fel de problemă. Există și o bucătărie acolo, știți foarte bine, care este suficient de dotată. Corespunde din punct de vedere al circuitelor. Mă refer la circuite. Și cu sală, am putea deja
această sală, spunea sală de tratament, sală de așteptare și așa mai departe. Deci sunt personalizate acele locații în așa fel încât să putem obține acele avize de care mai avem nevoie de la Ministerul Sănătății și așa mai departe. De exemplu, acea clădire din spate care are, era prinsă în evidența alta ca și vestiare, 209 metri pătrați, clădirea din spatele acelor copaci, este tot ce ține de necesar pentru stație de substație de salvare și ISU. Deci acea clădire, fără niciun fel de probleme, ei au acum achib acolo, s-ar preta pentru substație de salvare, așa cum spuneam, și ISU. Deci mai departe avem garaje, sunt niște garaje undeva care la fel această construcție, 5 garaje, așa arată ele înăuntru, da? Deci așa arată garajul. Cei de la ISU au spus, dom'le, ar fi mai mult decât, decât necesar acest garaj pentru ce au ei acolo. Și sigur, și mașini de salvare și mașini de pompieri. Clădirea nu este într-un, să zic așa, într-o stare de degradare, sau clădirile. Sunt și clădiri care nu ne sunt utile. Sunt niște hale pe acolo care nu avem ce face cu ele, dar ele intră în acest amplasament și sigur că sunt, le putem folosi și cu alte destinații. Pe acest teren, în ideea în care noi vom construi, aș vrea să vă aduc la cunoștință că Primăria Orașului Dărmănești nu dispune la acest moment de terenuri situate în centrul localității pe care pot fi demarate viitoare proiecte. Nu știu, putem gândi centru de bătrâni și așa mai departe, deci am avea suficient spațiu. Sigur că cel care este proprietar la acest moment ne-a făcut și ne-a transmis o adresă, este vorba de o firmă care cu sediu în București, care este proprietar și care ne informează prin prezenta intenția de înstrăinare a imobilului situat în orașul Dărmănești. Este o intenție. El vine și spune cam care este așteptarea financiară. Deci prețul vânzării 350.000 de euro la cursul BNR al zilei, fără TVA. Este o solicitare, eu astăzi, prin acest proiect de hotărâre, am venit și v-am adus la cunoștință care sunt intențiile vis-a-vis de componenta medicală, că acea locație ar putea fi, eu știu, ajustată în așa fel încât să avem un centru medical. Mai mult decât atât, am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean care a venit la Dărmănești pentru altă problemă și cu care m-am deplasat la această locație și care a spus că se pretează pentru așa ceva. Am avut discuții cu domnul președinte în ideea în care noi am devenit proprietari pe acest spațiu, dacă am putea dezvolta un parteneriat între Consiliul Local Dărmănești și Consiliul Județean pentru a putea, eu știu, obține finanțare pentru dotări și modernizări și am avut un acord de principiu favorabil pentru acest lucru. Sigur că vis-a-vis de preț este o intenție pe care a avansat-o proprietarul, dar prețul de cumpărare va fi aprobat de Consiliul Local în urma unei expertize financiare a unei firme de specialitate. Să nu credeți că astăzi noi, dacă dăm un acord de principiu, aprobăm suma. Nu, acolo vor fi niște experți, o firmă autorizată care va veni și va evalua, s-ar putea ca acel preț să fie mai mic, nu știu, și acel preț va fi cel care va fi supus aprobării Consiliului Local. Este acord, vorbind de proiect, de hotărâre, prin care se dă acordul de principiu, adică noi trebuie să facem în urma, dacă dumneavoastră veți da acordul de principiu, niște demersuri oficiale. Acel imobil trebuie dezmembrat. Acolo sunt vreo 6 hectare, 7 hectare, sigur. El se va dezmembra. Nu avem la acest moment resursa financiară disponibilă.
Noi cu toate economiile pe care le-am făcut și le avem în vedere până la sfârșitul anului, cred că am avea disponibil vreo 600 de mii de RON, 700 de mii de RON, eu tind spre 800 de mii de RON, adică am făcut economii și o să vedeți că vă prezint la diverse un capitol la care am făcut economii și veți vedea că sunt niște resurse consistente care rămân, acele 600-700 de mii de RON, dacă veți hotărâ să cumpărăm acest imobil, vor face parte din cei din prețul de vânzare și vom avea nevoie de o parte, doar de o parte de împrumut. La sigur punctul 4, la articolul 4, am spus că va fi făcută o expertiză. Această expertiză trebuie plătită, adică noi dacă astăzi dumneavoastră dați acceptul, noi va trebui să căutăm o firmă în perioada imediat următoare care să vină să facă o expertiză, să vedem unde, care ar fi valoarea acelui imobil reală de piață și în același timp noi ar trebui să avem o discuție și cu un finanțator. Să ne ducem la o bancă, să vedem care sunt dobânzile, să vedem care este cea mai avantajoasă ofertă pentru noi. Deci ținta este să dezvoltăm un centru medical acolo. 2. Ideal ar fi ca acest imobil să-l putem achiziționa până la sfârșitul anului. 3. Dacă vom avea acest imobil în proprietatea noastră până la sfârșitul anului, să încheiem un parteneriat de finanțare între Consiliul Local și Consiliul Județean pentru modernizare. Deci sunt lucruri, pași pe care i-am gândit pe o perioadă de, eu știu, 2-3 ani, în așa fel încât să răspundem cerințelor impuse de cetățeanul de Mărci. Dacă aveți întrebări, vă rog. Întrebare. Da. Ba, mai e cineva care se înscrie la domnul Roman? Da. O întrebare. Dacă, în cazul în care am fi de acord cu acest proiect, noi avem un proiect de modernizare și asfaltare străzi la Dărmănești, da, care implică o sumă destul de mare și știm că bugetul localității nu cred că îl vom folosi într-un an de zile pentru aceste străzi. Da. Deci, nu știu, dacă asigurăm cu finanțare. Da. Deci, cu siguranță, proiecția mea de buget multianual pentru următorii ani nu înseamnă că dacă vom dezvolta acest centru medical renunțăm la alte proiecte de investiții. Acel proiect la care dumneavoastră vă referiți, care vizează 26 de străzi, cu un total de 20,8 km de stradă modernizată, va avea cofinanțarea asigurată. Să dea Dumnezeu să putem noi intra pe linia de, pe lista de finanțare a PNDL-ului, pentru că va avea finanțarea asigurată. Vă mai spun un lucru, noi avem un excedent în bugetul pe 2016 legat de sumele pe care trebuie, cu care trebuie să cofinanțăm canalizarea, da? Lucrările de canalizare, avem niște bani în excedent, adică niște bani care stau degeaba acolo, pentru că lucrările la canalizare n-au fost încheiate. Noi am rectificat, am pus acei bani la începutul anului, rămânem cu ei în excedent și s-ar putea în cursul anului 2017 să fim nevoiți să plătim parte din acei bani, pentru că lucrările la stație și la canalizare nu sunt finalizate și nu vom face acele de conturi până nu avem certitudinea că lucrurile sunt făcute cam. Deci pentru proiectul ăsta putem să ne folosim și de acea resursă care este astăzi în excedent, niște bani care stau degeaba acolo și repet, din sumele pe care le vom atrage anii viitor să ne putem finanța proiectele. Deci nu înseamnă că acest proiect exclude alte proiecte. Vom asigura cu finanțarea fără niciun fel de probleme. Și vă mai spun ceva, să știți că dacă ne propunem proiecte mari, proiecte de impact asupra cetățeanului, va trebui să alocăm sau să acceptăm și aceste împrumuturi, aceste linii de finanțare care să poată să eu știu, ne asigure dezvoltarea într-un termen redus. Gândiți-vă la următorul lucru. Dacă noi vom fi proprietari și vom avea un parteneriat cu Consiliul Județean, s-ar putea cel puțin 1 milion de euro să obținem de la Consiliul Județean finanțare în acest centru. Dacă nu vom avea acest imobil în patrimoniu, sigur, cu siguranță nu vor veni acele bani. Vă rog, alte întrebări? Domnul Roman.
Domnul Roman, vă rog. Având în vedere că pentru spitale e o lungă și grea procedură de înființare și de finanțare a acestor unități spitalicești, dumneavoastră știți că în perioada care a trecut au fost închise multe spitale și Târgu Mureș și Comăneștiu abia cu greu a deschis Comăneștiu spitalul, Târgu Mureș n-a reușit să-l deschidă nici acum, iar pentru noi să ne propunem acum imediat, știu că la fiecare proiect e un termen de execuție, trebuie să ne încadrăm într-un termen. Eu cred că la toate proiectele pe care le propunem la nivelul Consiliul Local, la nivelul primăriei, e nevoie de finanțare și dumneavoastră spuneți de fiecare dată, ne trebuie bani dacă avem finanțare, dacă avem finanțare. Consider că n-ar trebui să lăsăm pentru urmașii noștri aceste datorii la primărie pe, știu eu, niște idei care sunt foarte bune, dar într-adevăr, cred că cu 350.000 de euro s-ar putea reface fostul spital, să-l faci util și să-l pui în funcțiune. Dar eu mă abțin la faptul de a împrumuta, de a ne face datori și să lăsăm datorii copiilor noștri. Da. Eu am să vă răspund dumneavoastră deschis. Îmi pare rău, n-ați înțeles ce vrem noi să facem. Centrul medical nu este spital. Noi nu ne propunem să deschidem spitalul la Comănești și este vorba de un centru medical. Spitalizarea de zi presupune altceva, nu un spital. Unul la mână. Și doi la mână, să știți că acest împrumut, dacă îl luăm, eu mi-am stabilit și un termen de rambursare. Ce credeți dumneavoastră? În câți am bondat noi acest împrumut înapoi? După părerea dumneavoastră, ca vechi consilier și cu experiență în administrație. Nu, dar vorbeați de a nu lăsa datorii la urmașii noștri. Ce părere aveți dumneavoastră? În câți am bondat noi acești bani înapoi? Știu. Și mi-aduc aminte că și în mandatul trecut am mai aprobat un proiect de centru civic de... și s-a plătit și proiectul. Și nu s-a făcut. Și deci s-au pierdut bani. Spre deosebire de ce a fost, eu vreau să deci, și fac. Deci acest proiect vis-a-vis de perioada de rambursare a acestor sume, maxim 3 ani de zile. Deci dacă vom lua acest împrumut, după 4 ani de zile, da, de mandat, o să prezint în fața Consiliului Local că s-a achitat acea. Deci nu vă faceți probleme că veți ajunge dumneavoastră că avem să, teren, că avem teren. Da, cu datorii. Nu, că avem teren. Ce v-am spus de rambursarea. Terenul rămâne, normal, da? Cumpărăm. Achitat. Deci, repet, achitat. Deci noi, dacă vom ține acele cheltuieli din scurt, doar din economiile pe care le facem, noi putem achita acest credit. Și aș vrea să vă mai fac așa o comparație vis-a-vis de ce înseamnă 350.000 de euro. Căminul de la Plopu a costat mai mult. Utilitatea acelui proiect, din păcate, nu este la nivelul așteptărilor. Da? Deci acel cămin de la Plopu, care este foarte bun, bine că s-a făcut, a costat mult mai mult, 20 și ceva de miliarde de lei vechi, da? Și îmi pare rău că intru acolo și văd că nu are viață acel proiect. Nu are viață. Deci acest proiect de centru medical, eu cred că fiind în centrul localității, ar beneficia mult mai mulți cetățeni, adică toți cetățenii de pe raza orașului care au o problemă medicală. Și repet, nu este un moft al meu sau al Consiliului Local, este o nevoie rezultată în urma discuțiilor cu cetățenii. Știți foarte bine și dumneavoastră în campania electorală foarte mulți au spus ce faceți cu problema medicală la Târgu Mureș. Deci nu este un moft al meu, este o listă de priorități. Multifuncțional, dar deocamdată nu mai are deci denumirea care trebuia să fie. Puteți deci să schimbăm denumirea cum vreți dumneavoastră, ideea este să aibă viață. Nu, dar nu era pentru ce trebuia. Deci el numai pentru o singură activitate. Dacă mai aveți întrebări legate de proiectul ăsta, vă rog. Poate fi ocupat în în ședința de comisie n-am știut perioada de rambursare al împrumutului. Eu mi-am propus în 3 ani, 4 ani. Ținând cont că merge așa de rapid în 3 ani, n-ați dezvoltat totuși discuția cu restul terenului? Că a zis da, că... Da, să vă spun legat de domnul consilier Roman, e teamă pentru domnul. E o zonă foarte centrală, legată la drumul național.
Și, într-adevăr, poate mai sunt și alte proiecte. Dacă avem așa putere financiară, ar fi interesant să avem tot terenul. Vreau să vă spun o altă nevoie a cetățeanului din Dărmănești. Crearea de locuri de muncă. Știți foarte bine că toți au cerut să facem ceva, să noi, ca primărie, să susținem mediul de afaceri, să putem crea locuri de muncă. În discuția avută cu domnul președinte al Consiliului Județean, mi-a spus așa, bine ar fi ca voi, cei din Consiliul Local, să reușiți să cumpărați întreaga suprafață, pentru că aici putem crea locuri de muncă. La nivel de Consiliul Județean, au venit solicitări din partea unor firme din afara țării, care doresc să facă investiții pe raza județului Bacău și care caută amplasamente de genul ăsta, în sensul să aibă utilități, să fie la drumul județean sau drumul național. Și președintele mi-a spus, nu am unde să-i trimit, nu am locații, ca să-i trimit să investească la Bonești, Rămănești și așa mai departe, pentru că primăriile nu dețin în proprietate asemenea proprietăți. Și recomandarea făcută de președintele Consiliului Județean a fost în felul următor, care este PSD, domnul consilier, adică sunteți pe aceeași culoare politică, a fost să găsim soluții, să încercăm să achiziționăm întreaga suprafață, pentru că el ne-ar putea susține cu firme care ar putea să creeze locuri de muncă, investiții la termen. Dar, repet, este un risc, este un risc pe care... N-am întrebat pentru că noi am zis, domnule, mergem cu suma de, cu suprafața cât e necesară centrului medical. Dacă veneam și spuneam acum de o sumă mai mare, cred că domnul consilier avea să fie și mai... Rămâne o proprietate care este mult este mai o proprietate care... la nivelul pieței decât ce se oferă. Eu n-aș vrea să mă pronunț cât de valoroasă e proprietatea, aștept o expertiză de specialitate. N-am terminat, domnul primar, n-am terminat, dar v-am lăsat să spuneți comentariul. Din ce știm noi, proprietarul adevărat ar fi domnul Gelu Chialfă, nu? Da, eu... Din câte mai amintesc, stați să-mi termină, din câte mai amintesc că sunt niște firme care bănuiesc de ale dânsului și au niște datorii. Da. Vis-a-vis de bugetul local. Poate prin în momentul în care cumpărăm acest imobil cu terenul aferent, poate închidem și ceva datorii. Foarte importantă precizarea făcută de domnul Mila și voiam să, dacă nu ridicai tu problema asta, veneam eu și spuneam. La momentul de față, proprietarul este o firmă din București. Dar acționari, din ce știu eu, sunt și alte firme. În momentul în care vom găsi, eu știu, înțelegeri la Consiliul Local și dacă se va finaliza acest proiect, toate sumele care le datorează la acest moment către bugetul local, una, două, cinci, câte firme are respectivul, vor fi compensate în această sumă. Deci să nu credeți dumneavoastră că vom rămâne noi cu datorii la bugetul local. Deci toate aceste sume vor fi compensate. Vreau să vă spun că eu mi-am făcut și o estimare, că m-am uitat undeva peste 250.000 de roni. Deci vreo 2 miliarde jumate, 3 miliarde au aceste firme datorii către bugetul local. Vreo 60.000 de euro. 50.000, să zic, 30.000, 50, nu știu cât, dar aceste sume, sigur, în condițiile în care noi vom face o chestie, vor fi compensate în suma mare. Doamna doctor Pop. Și totuși să nu uităm să trecem din sfera financiară în sfera sănătății. Sănătatea este primordială în desfășurarea activității oricărui individ. Nu poate să desfășoare activitatea dacă nu este sănătos. Și acest centru medical este venit tot la doleanțele cetățenilor și a pacienților. Eu, ca medic specialist, vreau să vă spun că sunt pacienți care nu au resurse financiare ca să meargă nici măcar în Comănești sau în Moinești pentru monitorizarea bolilor cronice. Avem nevoie de medici specialiști în ambulatoriu pentru că pur și simplu nu sunt specialități care să acopere arealul în care locuim. Sunt diverse. Aș mai punta vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră acolo, un laborator de analize medicale. Ne-ar fi folos pe lângă această stație de ambulanță și ISU, care știm foarte bine că ne avantajează foarte mult și este necesar. La accidente, traumatisme, absolut tot, incendii. Sunt
au fost dăți când am chemat ambulanța și a venit și peste jumătate de oră. Adică, este, totuși, există un avantaj al cetățeanului și al pacientului. Eu cred că, doamna doctor, pe primul loc este cetățean. Eu, în viziunea mea, cetățeanul este pe primul loc. Și ideea pe care dumneavoastră ați lansat-o, sănătatea, este primordial. Niciodată nu o să avem bani. Avem bani să cheltuim și să facem tot felul de lucruri care nu sunt atât de utile. Și nu vorbim de sănătate, nu vorbim de școală, nu vorbim de locuri de muncă, sau vorbim foarte puțin. Deci de asta eu îmi doresc ca acest centru medical să apară pe harta de Românești. Îmi doresc ca mare parte din cetățeanul care poate astăzi are o situație financiară mai dificilă să poată să ajungă la acest centru medical. Unul care are resursă financiară puternică, nu știu, pleacă în altă parte sau în afara țării, dar la Dărmănești sunt foarte mulți oameni care cred eu că ar beneficia de acest centru medical și, sigur, până la urmă vorbim de vieți, dincolo de, de toate. Și mai trebuie specificat să înțeleagă pacienții că internările de zi nu e același lucru cu internările continue. Deci nu putem vorbi de spital. Deci, cum ați precizat și dumneavoastră foarte bine, nu putem vorbi de spital, ci internările de zi vine tot în avantajul pacientului pentru a scuti din timpul lor și a eficientiza diagnosticul nostru, a pune un diagnostic cât mai repede, atât timp cât avem toate pârghiile la îndemână. Și nu necesită din partea casei de asigurări și DSP-ului perioade lungi de obținere a avizelor, făcând comparație cu spitalele. Da, eu știu, eu m-am informat, credeți-mă, chiar m-am informat și mi-am făcut un calendar. Mi-am făcut un calendar a lucrurilor care se vor desfășura acolo dacă vom deveni proprietari. Vreau să vă spun că prima parte a anului 2017, părțile în care noi intrăm în proprietate acolo, vom muta medici de familie. Deci, deja dăm viață luna februarie, să zic, sau martie, acolo medicii de familie își vor desfășura activitatea. Și te rog să-mi spui, doamna doctor, condițiile în care voi vă desfășurați activitatea acum, dacă sunt prielnice. Dacă... Păi nu sunt prielnice, pentru că noi trebuie să avem o autorizație sanitară de funcționare și de fiecare dată când vine DSP-ul, noi suntem în dezavantaj pentru că nu avem rampă, nu avem lift. Inclusiv am avut o discuție cu doamna doctor Marea și domnul doctor Topolicianu, care și ei au fost penalizați din acest punct de vedere, că noi trebuie să asigurăm și pentru pacienții cu handicap, dizabilități, trebuie să avem o sală de așteptare dotată la un anumit standard și dimensiunile, pur și simplu, încăperi. Nu... Deci condițiile în care dumneavoastră astăzi care desfășurăm activitatea nu sunt, nu corespund. Și felul ăsta, această unitate o să-și financeze parțial. Sigur. Deci noi, dacă vom deveni proprietari, acolo vom încheia acele spații medicilor de familie, eu știu ce au, exact, pe procedura legală. Ce... Da. Avem o propunere. De ce nu facem o dezbatere publică? Ca să știu. Deci populația poate să decide... Mare drag, este un prim pas. Noi... Ar fi excepțional să mai, deci... să mai ia hotărâri și populația, nu hotărâri. Sigur. Aici, deci noi, în momentul în care astăzi dăm acceptul pentru demararea achizițiilor, putem spune foarte clar dezbatere publică. N-are rost să cerem dezbatere publică, dar noi nu dăm acceptul, pentru că și omul ăla are trebuie să vă propun, hai să facem la vot. Pentru că știu că sunt două televiziuni și se dă foarte bine, lumea e dornică să vorbească, că se vede la televizor. Dar totuși vorbim despre a da un acord. Nu se cumpără mâine terenul, se cumpără mâine clădirea, va fi o expertiză, va fi un preț, va fi o negociere, va fi scădere de datorii. Cred că exact. Împrumut trebuie mai mult discutat, nu pe dezbatere, dăm bine la imagine că vorbim și... Da? Adică haideți, dacă mai e o întrebare, mai expeditiv, o vin de mediu privat și acolo, cine mai vrea, nu știu, Doru sau cine vrea. Da. Păi suntem unii dintre noi care o știu între cald și rece. Doamne ferește, nu sunt împotrivă pentru înființarea unui asemenea centru medical de zi. Noi asta spunea înainte că
acel cămin cultural de la Popa a costat mai mult decât viitoarea investiție, să spun. Da. Aveți dreptate, dar nu a fost suportat de Consiliul Local de Românești. Noi știm de unde a venit banii aia. Pe când această sumă de 15 miliarde, deja ne-o punem noi în spate. Deci a fost de la Consiliul Județean. Tocmai asta, aia am și punctat. Tot înainte. Cu parteneriat. Tocmai aia am punctat. Pe când acum urmează ca noi, Consiliul Local, să aprobăm un împrumut. Este una din condiții. E o diferență. Deci trebuie să ne și înțelegeți, spun noi, că suntem un pic reticenți pe varianta asta. Doamna doctor, doamne ferește să fiu împotriva utilizării așa ceva. Suma mi se pare mare, 15 miliarde. Iar cum a spus domnul primar, în 3 ani vor fi scăpăm de această bunie, ne gândim câte 5 miliarde pe an. Știți ce înseamnă asta? Domnul primar, ca individ mi se pare un eroare de bun. Și apoi vedem celelalte proiecte. Am spus, am punctat, ca individ. Da. Vorbim de o instituție care are un buget de 180 de miliarde pe an. Da. Deci asta este bugetul și care eu sper să crească în perioada următoare. Vorbim de lucruri care vor aduce locuri de muncă. N-ați întrebat nimeni ce înseamnă, domnule, centrul ăsta medical? Câte locuri de muncă va crea pentru comunitatea noastră? Ce înseamnă venituri pentru bugetul local? Ce înseamnă? Deci, din ce am văzut pe hartă, pe schița respectivă, am văzut că acela așurat cu verde e, să zic eu, mai puțin de jumătate. Da, mai puțin. Haideți să negociem, poate luăm și partea alaltă și înființăm niște întreprindere acolo, știu, facem locuri de muncă. Deci, eu vă spun, e un demers pe care îl facem acum. Nu știu. Dar eu numai pentru centrul ăsta medical, pentru centrul ăsta medical vă spun că s-ar crea niște locuri de muncă. Se vor crea niște locuri de muncă. Care... Bun. Numai un pic, dacă până la urmă urmi ești președinte de ședință și dacă e înscris la cuvânt, nu... Domnul președinte de ședință, oamenii ca mâna m-am înscris, acum dacă mă păzăriți, nu-mi pierd ideile și nu oșilez întreabă ori nici anul vorbit. Și eram la cuvânt acum, eventual îmi cereți aprobarea ca să vă dau voi scoriți. Nu. Corect. Dacă mai sunt întrebări pe marginea acestei... Nu. Trecem la vot atunci. Cine este pentru? Acordul de principiu. Pentru acordul de principiu. 9, 10, 11. Împotrivă? Împotrivă. Bine. Abține? 1, 2, 3, 4, 5. Hai, nu ne omoriți chiar. Deci mai avem de lucrat la partea asta de informare. Exact. Da. Bun, mergem mai departe. Așa. Am scos lista. Așa. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare materiale familiilor a căror gospodării au fost afectate de incendii. Ultimul, a fost în locul lista de... În locul 14. Lista aleleurilor, da. Am introdus ajutoare materiale. Sunt persoane care li s-a distrus casele prin incendii. Cred că domnul primar poate prezenta... Eu vreau să fac câteva precizări. Acordarea de ajutoare de urgență. Sigur, sunt familii din Dărmănești care au avut de suferit în urma incendiilor. În cursul anului 2016, cred că la început, în prima parte, a fost aprobată o hotărâre a Consiliului Local pentru niște persoane, Bucur Vasile, Grigoraș și Toncu, da. Așa și sigur a mai fost un caz scăpat de pe masa de lucru a dumneavoastră, Hazaparul Petru Alexandru, da. La fel, Strada Energie 77. Noi am avut solicitare, spus, domnule, dar de ce și eu am fost în aceeași situație, necazul a venit peste mine, mi-a ars casa și așa mai departe. Și atunci am propus pentru patru oameni care au suferit în cursul anilor trecuți, câte o suprafață 15 metri cubi, câte o cantitate de 15 metri cubi lemn de rășinoase, Bucur Vasile, Grigoraș Mihai, 15 metri cubi, vorbim de gușteni de rășinoase, nu de chelestea, Toncu Margareta,
10 metri cub și Hazaparul Petru Alexandru 15 metri cub. Noi avem acum o activitate de marcat, cred că s-a și terminat, nu știu exact, în zona Dărmănești, pe Pășune, terenul proprietatea primăriei. Am făcut o analiză. Sper că acel lemn de rășinoase pe care noi îl marcăm acum și care îl vom extrage să corespundă din punct de vedere calitativ pentru a putea fi transformat în lemn de construcții și din această sumă vom da acest material persoanelor care au fost afectate. Deci dorința este de a sprijini cât putem, deși e foarte târziu, ar fi fost bine dacă reușeam să intervenim și să sprijinim aceste familii atunci când au avut nevoie deosebită. Oamenii s-au împrumutat, unii dintre ei chiar mi-au spus că pe baza discuțiilor pe care le-au purtat cu consilierii, ei au împrumutat acest lemn de pe la diversi și acum și-au făcut căsuțele și trebuie să dea lemnul înapoi. Deci eu îmi doresc ca până la sfârșitul anului să ne compensăm cu această sumă și mai mult decât atât, cred că pe anul viitor ar fi bine dinainte să avem un fond de rezervă, Doamne ferește, în caz de se întâmplă, să intervenim atunci când omul are nevoie, nu după 6 luni. E bine și după 6 luni, după 8 luni, dar era mai bine dacă interveneam atunci. Trecem la vot. Da. Deci se aprobă acordarea unor ajutoare de locuință în vederea refacerii locuințelor și dependențelor distruse în urma incendiilor, constând în material lemnos, după cum urmează. Bucur Vasile, 15 metri cub, Grigoraș Mihai, 15 metri cub, Tocu Margareta, 10 metri cub, Hazaparul Petru Alexandru, 15 metri cub. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Totuși, dacă îmi permiteți la acest punct, pentru domnul primar, a fost o acțiune pentru curățarea coșurilor la populație. Da. O acțiune care nu și-a atins scopul, pentru că cred că nu a fost popularizată suficient. Și e necesar, ori înființarea unei societăți specializate care se curețe coșurile, pentru că ați văzut acum asigurările, nu-ți dă niciun ban dacă nu atesti că ai curățat coșul sau nu ai montat instalația electrică specialistă. Și ar trebui aici să vedem, această acțiune s-a finalizat sau rămâne în continuare acest contract cu coșarul specializat. Dacă îmi permiteți, vă răspund. Eu am avut și am încheiat un parteneriat cu Habitat for Humanity în luna august. Cu titlu gratuit, acea asociație și-a oferit serviciile prin specialiști acreditați de curățarea cornurilor. Am făcut la nivel, deci inițial ei au spus 450 de coșuri, că aveau resursă pentru 450 de coșuri la nivel de Dărmănești. Mai mult decât atât, acțiunea lor nu viza doar efectiv curățirea acelui coș, ci și refacere. Refaceri de coște, încuieli, eu știu, pentru persoanele defavorizate, mai defavorizate, să zic așa, poate chiar construirea de la zero. Am popularizat această acțiune prin sistemele, prin cablu, prin media, prin ce am avut noi, prin afișe, prin, știți că v-am auzit la cunoștință și dumneavoastră consilierilor, am făcut acest lucru și la audiențele în cartier. Rezultatul, știți care a fost? Sub așteptările mele. Adică oamenii nu au răspuns favorabil, deși cineva a bătut la poarta lor și a spus, suntem cei care facem gratuit această activitate, revizie sau cum vreți dumneavoastră, ba mai mult decât atât, ei aveau alocat pentru fiecare coș, nu știu, 2, 3, 4 milioane ca să zugrăvească, tempească ce era nevoie acolo și foarte puțin din cetățenii orașului Dărmănești au zis, da, veniți la... Au fost reticenți, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ideea să nu abandonăm. Păi, proiectul s-a închis, pentru că noi a fost până la 31 august în parteneriat. Ei s-au dus în altă parte și fac în alte localități treaba asta. Acum, eu știu, poate vizăm pe anul viitor. În schimb, pot să vă informez că tot ce înseamnă școli au făcut treaba asta. Bisericile, toate bisericile au înțeles că e o oportunitate și mai mult decât atât, că a dat și document la mână că a fost făcută acea revizie de către specialiști autorizați, alimentați. Deci e foarte, foarte important lucrul ăsta. Deci ce ține de instituții publice și astea, toți au cetățeanul, cetățeanul din păcate. Trebuie locuri de muncă la coșar, cred că ar merge vreo 5-6. Păi uite, e o idee, de ce nu faceți o firmă dumneavoastră? Că aveți timp liber, faceți o firmă. Noi primăria nu putem înființa o societate de curățat cornurile. Noi. Dar vă putem susține. Faceți dumneavoastră o idee, o afacere de genul ăsta și dacă o mai faceți și gratuit, să știți chiar...
Problemele astea poate fi mai multe. Deci tot la diverse, da, la diverse, haide să spunem. La numărul 15, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind alocarea finanțelor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local pentru anul 2017. Avizează Comisia Buget Finanțe. Inițiator, domnul consilier local Diaconescu Marius, căruia îi și dăm cuvântul. Am expus o parte din motivele pentru care am întocmit acest regulament. Pe scurt o să reiau. Legea 350/2005 și legea 273/2006 permite instituțiilor publice să devină cofinanțatoare a unor activități, a unor proiecte de interes public. Cofinanțator însemnând că o parte din bani vin de la bugetul local. Iar dacă o parte din bani vin de la bugetul local, ar trebui ca să putem avea o trasabilitate a acestor bani, să știm unde se duc și pe ce se duc acești bani. Și atunci prezentul regulament vine și stabilește principiul de cadru general și procedura de alocare a acestor bani. Pe scurt, despre ce este vorba. Orice persoană fizică sau juridică care dorește să dezvolte un proiect de interes public pe anumite sectoare de activitate pe raza orașului, poate primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local. Și aici vorbim despre activitățile referitoare la educație, la protecția mediului, activitățile sportive, activitățile referitoare la culte, activitățile referitoare la educația civică, sunt 6 domenii de activitate. Cel care solicită bani de la bugetul local ar trebui să aibă, în primul rând, o parte de cofinanțare. Adică să aibă un minim de 20% bani realizați prin forțe proprii. Donații, sponsorizări, împrumuturi, problema dumnealui de unde îi are. Și în baza unui proiect bine pus la punct, vine și solicită bani de la bugetul local. Este ceea ce se întâmplă, de fapt, îmi pare rău că trebuie să recunosc, în partea de vest a țării, în unitățile administrativ-teritoriale din partea de vest a țării, acolo unde banii nu se dau printr-un cioc la ușă și cerându-i primarului 400 de milioane pentru o activitate, fără ca pe urmă să existe o justificare reală a acestor bani și să ne trezim că aflăm în ședințele de Consiliu că au venit facturi la plată pe nu știu ce activități care nu făceau parte, nu erau prinse în acel proiect. Chiar ședința trecută am discutat despre așa ceva. Și atunci, se creionează un proiect, se aplică exact principiul finanțărilor europene, dar nu a crea birocrația care există încă în domeniul ăsta. Cel care solicită finanțarea creează un proiect, aduce documente justificative că este o firmă eligibilă și serioasă. Adică este pe zero cu datoriile la bugetul local și de stat, nu are conturile blocate, deține o persoană calificată pentru a întocmi documentele contabile și care de a ține legătura cu serviciul financiar contabil din cadrul primăriei și are un, așa zis, manager de proiect, nu neapărat cu calificarea de manager de proiect, o persoană care răspunde și ține legătura cu persoana din cadrul primăriei care verifică modul în care se cheltuie acești bani. Am propus în acest regulament alocarea în 3 tranșe a banilor, respectiv o primă tranșă de maxim 30% care să-l ajute să demareze proiectul, a doua tranșă de bani să o primească doar în, după ce a venit cu documentele justificative și s-a închis contabilitatea pe zero, iar ultima tranșă de bani, nu mai mult de 25%, la încheierea proiectului. Proiectul este anual, se adresează unui singur exercițiu financiar, deci dacă te împrumuți anul ăsta, trebuie să duci proiectul la sfârșit anul ăsta. Da? Și
ne arată imaginea cum se folosesc banii publici. Vom avea trasabilitatea la finanțările nerambursabile, pentru că, de fapt, aceasta e, despre asta vorbim, despre o finanțare nerambursabilă. Atunci când primăria dă banii unei biserici, de exemplu, este o finanțare nerambursabilă. Banii aia nu se mai întorc înapoi niciodată. S-au dat bani, știți foarte bine, sume de bani, care nu mai nu există nicio justificare a lor. Pe o anumite segmente. S-au dat bani pentru activități sociale, există asociații ale persoanelor cu dizabilități care vin și cer bani fără a exista ulterior nicio justificare a celor bani, a celor activități pe care domniile lor le fac. Aplicând acest regulament, vom avea trasabilitatea banilor, iar atunci când se încalcă litera regulamentului, persoana, asociația sau ONG-ul respectiv pierde finanțarea. Mulțumesc. Eu aș vrea, domnul președinte, da. Care să știți că este un proiect foarte bun. Aveam în intenție să promovez acest proiect pentru anul 2017 vis-a-vis de finanțări. Am avut discuții și Marius Elegant așa a amintit de discuțiile din luna august, cred. E vorba punctual de asociația sportivă. Asociația sportivă poate să aplice la finanțări de genul ăsta, da? Fără niciun fel de probleme. Aici vin și dau un răspuns colegilor care la acel moment s-au plâns și s-au văicărit că eu nu fac altceva decât să tai finanțarea la clubul sportiv pe diverse motive, nu, ci venim. Am făcut și mulțumesc încă o dată că domnul Diaconescu a promovat acest proiect. În 2017 oricine poate veni și solicita resursă financiară. Noi știm dinainte, ne bugetăm aceste resurse. Sigur, avem feedback-ul, vedem cu procentul, prima tranșă 25%, vedem ce s-a întâmplat. Dacă da, mergem cu tranșa a doua. Dacă și tranșa a doua este cheltuită corect, merge cu tranșa a treia și ce e foarte important, noi suntem transparenți, deschiși și oferim șanse tuturor. Nu unul care nu are cunoștințe în Consiliul Local sau la primar, degeaba bate la ușă, nu obține niciun fel de finanțare. Vom lansa o perioadă în care toate ONG-urile interesate, toate asociațiile, toate cele care sunt pe segmentul non-profit, au dreptul să acceadă la aceste resurse cu proiecte, cu... Avem și, de exemplu, e acea asociație Nemira care iubește muntele cu trase. Tot a venit în Consiliul Local și a zis, domnule, aș avea și eu nevoie de ceva. Nu s-a finanțat. Avem, eu știu, asociația Uzu, parcă, sau profesorul Alexa cu cărțile. Dar n-a reușit să intre pe finanțare, că în acest moment, după aprobarea acestui regulament, practic oricine dorește să, eu știu, vine să desfășoare activitate în baza legii 350, are, și sigur vom trece la fel prin Consiliul Local, orice proiect, adică nu credeți dumneavoastră că va veni cineva și proiectul ăla circulă pe nu știu unde. Deci dumneavoastră, consiliere, veți fi informați. Da? Deci e un proiect de hotărâre la care eu, sigur, mă aliniez. Mulțumesc. Întrebări, dacă sunt. Nu fac parte din cei care am spus chestia că asta este globalul sportului român. N-am zis. Să rămâne și la lucru. Eram unul din cei care am fost împotrivă ședința trecută. Vie și spun mai departe că am stat de vorbă cu băieții și chiar ați ajutat prin mijloace de transport și mai departe ca să vedeți că fac și o reparație. Auzeam la domnul Diaconescu vorbind de cofinanțare. Vă spun eu că la sport e greu de făcut-o cu cofinanțare în condițiile în care echipa asta, SCU-ul Dărmănești, nu are un președinte, nu are un secretar, nu are nimic. Echipa de la Dărmănești are un antrenor de fotbal care, din câte am înțeles, el se ocupă cu banii, cum îi cheltuie, cum îi împarte, cum îi dă stânga-dreapta. Deci nu văd cum să vină cineva să cum se poate face cofinanțarea aceasta. Și au dreptate. Dați-mi voie. Okay. Mi-a căzut ieri mână proiectul dumneavoastră. Nu am văzut sport. Ori este, ori este nu e niciun poțișor. E o anexă clar desfășurat. Pentru că eram din cauza aceasta, pentru că iubesc sportul, mă repet. Eram hotărât să mă abțin. Este. Arătați-vă și vă. Este.
atunci anexa 5 din regulament. Doamne, nu ne-l arătați. Trebuia să ne-l arătați cu o săptămână înainte. Eu am văzut, aseară am văzut și îmi fugă cât să citesc toate materialele astea. Nu încercați acum. Dați-ne materiale în timp să le studiem într-adevăr. N-am văzut. Zic, mă, unde sunt activități sportive? N-am putut citi ad literam tot ce scrie. Deci ca să obțină un club sportiv, să obțină bani din efortul propriu, nu pot. Deci dacă nu sunt ajutați de primar și consiliu sau invers, nu au. Păi tocmai v-am spus acum că primăria îi poate ajuta cu 80%. Practic, 80% înseamnă desfășurarea dar activității. Dar cei 20% trebuie să-i ajutăm totul. Nu trebuie să-i ajutăm totul. El trebuie să-și rezolve problema asta, domnul Despa, pentru că în viziunea mea și de asta am făcut și, repet, nu numai a mea. Când am dat eu gaura la macaroană, vă dați seama, regulamentul acesta se aplică în alte unități administrative teritoriale din Republica România. Cum am spus la început, din păcate, mai mult din vest. Și poate de-aia ei sunt acolo unde sunt și noi suntem unde suntem. Scopul unui consiliu local a unei primării este aceea de a conduce localitatea bine, de a fi zgârciți cu alocarea banului public și de a fi, dar acolo unde se alocă, să fie o transparență totală. Nu este scopul consiliul local. Păi, ăla se vrea să mă ocupăm de asta. Să mă ocupăm de asta? Da. Deci, cu ce ne deranjează? Ok. Dar nu se deranjează. Dar statutul de asociație prevede aceste reglementări. Păi, i-a chemat cineva până acum să întrebe. Păi, fraților, dar nu este vina actualului consiliu... Repet, ei poate ajuta 86%. Totuși, e posibil. Concret, cum vedeți cu aceste handicapaci? Vă spune, domnul privat, haideți să intrăm. 26 de milioane trebuie să vină cu 20. Iar un antrenor, nu știu că la poartă... Dar există sponsor. Există sponsorizări. Ne certăm. Există sponsorizări. Există împrumuturi. Pentru echipa este dacă vrei să ai o activitate, nu poți numai să stai cu mâna întinsă la primărie. Știți? Nu poți să stai cu mâna întinsă numai la primărie. Eu vă spun, v-am spus și data trecută, există orașe importante în Germania, există orașe importante în Franța, care nu au o echipă de fotbal. Nu spun că n-ar trebui noi să nu avem echipă de fotbal. Dar nu, din punctul meu de vedere, nu e o mare prioritate lucrul ăsta. Mă tem că ești în confuzie. Nu știu dacă sunt orașe mari în față. O să mare prioritate pentru tineret. Da, sigur că da. Dar pentru câți tineri? Pentru câți tineri? Câți ori fi? 20, 30? Uh-huh. Tinerii noștri. Bun, și atunci nu ați vrea dumneavoastră să dezvoltăm niște proiecte de terenuri de sport pe lângă toate școlile din Dărmănești pentru a beneficia toți copiii din Dărmănești, nu 20-30, ci toți copiii din Dărmănești. Haideți să facem ceea ce a făcut, de exemplu, Moineștiu, la școala Alexandru Sever, un nou teren de sport, care să arate la nivelul anului 2016. Și să gândim bugetare și pentru așa ceva. Și atunci vor beneficia toți copiii. De acord. De pe raza școlilor. Hai să facem diferența totuși între o competiție sportivă în care ăștia obțin puncte, sunt clasamente și o mișcare în aer mică. E diferență. E foarte bună ideea cu terenul de sport la fiecare școală din Dărmănești. Dar eu vorbesc de echipa în sine. Haideți să vorbim. Rău că iar ne pierdem mâna în mirele. Nu vreau. Da, susțin proiectul, sunt de acord cu el, nu sunt potrivă, am spus clar. Mai mult atenție la sport în ceea ce privești. Iar cu finanțarea la o echipă de fotbal, cel puțin la Dărmănești. Prin sponsorizare, prin împrumut, sau prin două proiecte care se finanțează direct pe sport. Cine se sensibilizează pe părinte Mila, care este... Nu sunt mai mult. Nu te fi ceva sport. Cine este Petru? Pentru cine? Pentru băieții. Pentru domnul Despa. Dar și sportul, da. Și de dacă este și sportul. Este și sportul. Este inclus. De ce e inclus în asta? Nu ca să nu mai veniți cu decât mai mare. Este. Dacă este inclus, da. Nu sportul va abține. Nu. Atât. Trecem la punctul 16 și mai vorbim la diverse. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare celulei 2 din cadrul
depozitului conform de deșeuri, realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, inițiator primarul orașului Dărmănești. Am să citesc și pe 17 și 18, pentru că fac parte din da, același... Le votăm separat. Da? Da, și votăm separat, da. La 17, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, avizează Comisia Juridică, inițiator primarul orașului Dărmănești. La punctul 18, proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălgescu, avizează Comisia Juridică, inițiator primarul orașului Dărmănești. Da. Am să fac câteva precizări legate de cele trei proiecte de hotărâri. În luna august, pe ordinea de zi, am avut 4 proiecte de hotărâri pe care Consiliul Local a decis la acea vreme să le respingă. Este vorba de cele 3 hotărâri pe care astăzi le avem pe masă și a 4-a hotărâre care viza un tarif, un cost. În urma discuțiilor avute la nivel de ADIS, de președinte ADIS, cele 3 proiecte de hotărâre pe care astăzi le aveți la ordinea de zi au fost regândite, reașezate, adică corectate vis-a-vis de acele puncte de vedere pe care noi le-am ridicat. Stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune, aprobarea modificării și completării statutului și caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2. Deci personal m-am dus în ședința ADIS și am ridicat, acele probleme pe care noi le-am considerat a fi corectate și astăzi aceste hotărâri sunt corectate așa cum am spus noi. Cea de-a 4-a hotărâre care se referă la acel tarif este în dezbatere publică. Nu avem pe ordinea de zi pentru că am considerat necesar să parcurgem și de altfel e obligativitate să parcurgem procedura transparenței în dezbatere publică. Cred că undeva pe 15 octombrie se încheie această perioadă de dezbatere publică. Ce înseamnă? Dumneavoastră, cei care sunteți membri ai Consiliului Local mai vechi, nu ați beneficiat de această procedură, nu s-a făcut niciodată la Dărmănești o dezbatere publică vis-a-vis de un preț. În schimb, v-ați trezit în primăvara anului 2016 cu oamenii în ședința Consiliului Local că nu erau de acord să aprobați acel tarif. Dezbaterea publică presupune niște etape. Prima etapă a fost săptămâna trecută sau săptămâna asta luni, când au venit câțiva cetățeni și au pus întrebări de ce așa, de ce nu altfel. Da? Următoarea etapă, până pe data de 15 octombrie, vreau să o stabilim de comun acord, în care veți fi prezenți, vă invit să fiți prezenți la acea dezbatere cu cetățeni. Dacă stabilim o dată, eu voi chema la această dezbatere reprezentanța ADIS, directorul executiv și așa mai departe, în așa fel încât noi să fim cu toate problemele și cetățenii, cu toate problemele, să zic, la zi, să înțelegem de ce a crescut acel preț de depozitare, cost, de ce, și să votăm în cunoștință de cauză. Deci astăzi, cele 3 hotărâri sunt, corectate așa cum am solicitat noi. Cea de-a 4-a rămâne să o dezbatem după ce parcurgem etapa de transparență publică și ce am spus mai devreme. Deci recomandarea mea este să supuneți la vot, dacă nu sunt discuții, să aprobați. Da. Deci toate au fost însușite. De exemplu, erau caietul de sarcini pentru activitatea de administrare. În proiectul care era în luna august pe ordinea de zi, eu și cu doamna secretar apăream că am întocmit acel caiet de sarcini. Ori eu habar n-am unde e și ce s-a întâmplat și cine a măsurat și ce a făcut. Și sigur că am spus, domnule, să-și asume cei care au întocmit acel caiet de sarcini semnătura acolo. Deci dumnealor au făcut, dumnealor au venit cu propunerile, cu soluțiile tehnice, dumnealor vin și spun de ce costă 3 lei și nu 2 lei, cum să semnez eu și cu secretarul de ce eu am făcut acel caiet de sarcini și câte alte propuneri tehnice pe care le făceam, studiu de oportunitate și vreau să vă spun că apăream acolo că am măsurat groapa aia de gunoi, celula 2 în lung și în lat de 10 ori. Deci așa reușea dacă eu semnam acel studiu de oportunitate și alte lucruri care erau acolo. Sigur, ele au fost corectate, au fost asumate de cei care le-au întocmit,
Ca atare, noi le avem pe masa de lucru și și aprobării Consiliului Județean și așa mai departe. Da. Deci, dacă aveți întrebări, vă rog. Noi am vorbit în comisie despre aceste proiecte, am vorbit și noi în particular chiar despre ele și dacă nimeni nu se înscrie la vot, să trecem la vot. Da. Trecem la vot, dar pe fiecare hotărâre. Pe fiecare, da. Trecem la vot pentru hotărâre la punctul 16, proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului Concord de deșeuri realizat prin proiect Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău. Avizează Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Comisia Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă, uitați, domnul... Împotrivă, da? Da, nu abține. Da. Domnul împotrivă, domnul împotrivă. Da. Da. Punctul 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bocescu. Avizează Comisia Juridică. Inițiator, primarul Vasco Dărmănești. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Nu. Abține? Nu. Da. Și punctul 19, diverse. Diverse. La diverse după o mică pauză. După o mică pauză. Imediat, da. Numai un pic. Îmi cer voi dacă e la diverse. Eu aș vrea să mă retrag. Dacă ești fără probleme și, da. Dar aș avea pentru ședința următoare câteva lucruri și atât. Deci pentru ședința următoare, dacă aparatul de specialitate a domnului primar să ne spună echipa de manager proiect, ce proiecte sunt pentru 2017, la ce se lucrează, da? Situația lucrărilor de colmatare a praielor la 30 octombrie 2017. Deci dacă stați două minute, vă răspund acum. Acum vă răspund că le-am... ședința următoare. Da. Situație fac o informare, dar vă spun și septembrie, 30 septembrie. La 30 octombrie va fi ședința. Ședința o să fie nu contează. Da. Deci de colmatări, da? Octombrie, da. Lucrări de corectare al vietrotului și în zona Cocuveni și face primăria acolo că cetățenii au o problemă, da? Și... Apele Române știu că aveau un proiect și nu știu în ce stadiu, ce fac, da, și da, da. Fac. Tare pe Cubani, da. Da. Câinii comunitari în Dărmănești. Am vrea o situație lunară cu numărul de animale strânse și modul lor de strâns le strângem. Da. Vreau să știu situația, nu așa numai politic. Da. Acum sunt și eu rău. Eu o să iau situația domnului Balaș, o să-l rog și eu să-mi dea scris cât a strâns dumnealui de la 1 ianuarie și până, în, până la 1 iulie, cât câine a strâns. Da. În particular, vă spun și eu. Da. 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 Să avem așa o... Vă mulțumesc tare. Mulțumesc tare mult. Considerați utilă o mică pauză sau dăm drum mai departe, da? Eu zic că durează, ne mișcăm repede, da? Da, și ce, bine înapoi și tot din fumătorii. Cine? Da? Voi ieși da. Fumătorii? Da. Luăm pauză? Da. Da, începem? Eu mă uitam pe un tic și mi-am spus doar vreau la ședință. Eu am văzut niște idei. Da, se filmează. Da, da. Da. Trecem la puncturi diverse. Eu aș vrea și vă propun să fim foarte scurți. E fără 20, la 16 vrea să încheiem, dacă dumneavoastră sunteți foarte operativ. Vreau să vă fac o scurtă informare, după care vă înscrieți dumneavoastră la cuvânt, da? O scurtă informare. În primul rând, ce am făcut în luna... Deci ce am făcut în luna septembrie, mai bine zis, de la ultima întâlnire de Consiliu și până acum, legat de decolmatări. În primul rând, am decolmatat integral Pârâul și Îndrilieri. Am lucrat și ne-am axat pe zona Brătulești, pentru că acolo au fost mereu și sunt probleme în momentul în care aceste pârâie nu sunt decolmatate și plouă abundent. Deci Pârâul și Îndrilieri integral a fost decolmatat ca reper undeva în jur de 1800 de metri cub de alujuri au fost
încărcate, transportate din această zonă. Pârâul Dogaru, lucrăm pe pârâul Dogaru, este rezolvat în proporție de 60%. Luna octombrie va fi finalizat. Acolo știți foarte bine, trecem prin cartierul de romi, sunt câteva probleme, e o porțiune din acel pârâu acoperit cu dale, lucrăm mai greu. 60% este rezolvat, luna octombrie va avea termen de finalizare. Am intrat la Valea Rea, parțial acolo, partea din aval de pârâu, Valea Rea a fost decolmatat integral, partea din Amonte parțial. Am intervenit la pârâul lui Toncu, cum îi ziceți voi acolo, aval, am decolmatat și o să mai avem ceva de lucru pentru a face conexiunea între pârâu și Uz. Am făcut lucrări de corectare albie izvorul negru. Cei care ați fost în aval de podul de la izvorul negru, ați văzut că am lărgit albia și să știți că a fost o muncă foarte, foarte, eu știu, asiduă în zona respectivă, pentru că în urma inundațiilor din mai 2016, acolo practic a dispărut și drum, au fost afectați cetățenii din zona respectivă. Undeva 60-65% am rezolvat problema acolo. De săptămâna viitoare ne mutăm Amonte de pod, rezolvăm și acea parte, să zic. Și, sincer, eu intenționez să vedem ce resurse avem să putem ridica și podul din zona respectivă. Am făcut niște analize să vedem dacă putem, putem interveni. Vreau să vă mai spun că, deja am amintit, am încheiat partea asta de cadastrare generală. A fost un succes. Am avut o colaborare bună cu cetățenii. Mai avem câteva lucruri de corectat. Unii n-au depus toate documentele. 1360 de imobile, 815 milioane lei vechi. Vreau să vă mai dau citire la câteva adrese pe care le-am primit de la Consiliul Județean, legat în special de ADIS. Și, adică vreau să fiți în cunoștință de cauză ca să putem lua decizii pe măsură. În primul rând am primit adresa 13209 pe data de 5 septembrie de la Consiliul Județean. Este o adresă trimisă de la Minister, de la Secretarul de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. A fost transmisă către Consiliul Județean, către instituția prefectului și vizează retragerea UAT-urilor din Asociațiile de Dezvoltare a Intercomunitară. Adică, noi facem parte din ADIS și din ADIB. Am avut astăzi 3 hotărâri pe care le-am aprobat. În condițiile în care noi nu ne aliniem la tariful impus de ADIS, adică nu acceptăm creșterea prețurilor, așa cum este acea hotărâre de dată vis-a-vis de creșterea anuală a prețurilor, suntem în situația de a fi excluși din aceste asociații. Da? Deci tema este retragerea, elegant spun ei, din aceste asociații și ce se întâmplă în cazul în care noi ne retragem. Fac citire la foarte pe scurt la câteva pasaje din adresa Consiliului Județean. Retragerea autorităților publice locale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ADIB sau ADIS, cât și renunțarea unilaterală la contractul de delegare a serviciilor de apă, apă uzată sau colectare a deșeurilor, determină o serie de consecințe pentru noi. Și vin aici și spun, conform obligațiilor asumate prin tratatul de aderare, în vederea implementării obligațiilor ce derivă din Directiva 98 a Comisiei Europene privind calitatea apei destinate consumului uman, vorbim de colectare și epurare a apei uzate, precum și de strângerea deșeurilor, duce la proceduri de infringement. Pentru fiecare asemenea procedură, România riscă să plătească către Uniunea Europeană o sumă forfetară de 1,7 milioane de euro, la care se adaugă în fiecare zi sume de până la 124.000 de euro
până la data îndeplinirii angajamentelor asumate. Tradus înseamnă în felul următor. Acest proiect a fost făcut la nivel de județ, vorbesc de ADIS și de ADIP, oricare UAT care decide să se retragă din această asociere sau este exclus pe motive de neplată și ce mai avem noi acolo, duce la declanșarea procedurii de infringement, ceea ce înseamnă că banii pe care i-a primit respectivul, eu știu, respectiva asociere sau respectivul UAT, trebuie să dați înapoi de către cel care este în cauză. Adică investițiile, iar și mai pe înțelesul tuturor, investițiile care au fost făcute la Dărmănești și noi avem cazul canalizării și stației depurare, trebuie acele sume returnate din bugetul local, pentru că noi considerăm că e normal să ieșim din această asociere. Este adresa Consiliului Județean, v-am adus la cunoștință să luați act. A doua adresă pe care vreau să vă comunic spune așa. Este transmisă de Romprest în atenția primarului spre știință ADIS Bacău. Notificare de suspendare a prestării serviciului în area administrativ teritorială a localității în baza informării de către ADIS prin adresa numărul. Și spune așa. Vă notificăm despre suspendarea prestării serviciului public de salubrizare în area teritorială administrativă a localității dumneavoastră pentru neîndeplinirea principalei obligații contractuale și anume neasigurarea prin virament în contul special al ADIS a taxelor de salubrizare pentru luna februarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie. Ce înseamnă asta? Am întrebat și eu, domnule, stați un pic. Adică noi n-am plătit gunoiul la ADIS? Ei zic da. Care este realitatea? În baza hotărârilor AGA, ADIS, ce, de la ADIS, cuantumul taxei de salubrizare, salubritate de la Dărmănești, pentru că suntem orășeni, este 9,25 lei pe persoană. Deci atât trebuie să plătim noi ca orășeni. Toți orășenii din județul Bacău plătesc 9,25 lei pe persoană. Dar Consiliul Local Dărmănești a dat în decembrie 2015 o hotărâre de Consiliu prin care vine și spune că la Dărmănești trebuie plătit de către persoane 5,7 lei. Și acum, acești domn de la Romprest ne-a trimis acea somație pentru că noi ne-am plătit 9,25 cât cereau ei. Și au zis așa. Taxa la Dărmănești este de 9,25, numărul de persoane 8.090, da? Și ne spune așa, mai aveți de plată 2.760.276.000 aferent lunilor din urmă, că noi n-am vrut să plătim 9,25, am plătit numai 5 lei și ceva cât era ședința de Consiliu. Și îmi spune detaliat că am 18.300 pe ianuarie, 27.100 pe februarie, 27.000 martie, aprilie, în fiecare lună am câte 27.000, 74.000 în luna iunie și 74.000 de lei în luna iulie. Bun, între timp, cotă parte din iunie și iulie au fost achitate. Adică, pentru faptul că noi nu acceptăm astăzi să plătim 9 lei și 25, așa cum ne cer dumnealor, ne este suspendat serviciul de colectare. Asta înseamnă că din momentul în care ei au transmis această notificare, n-ar fi trebuit să mai vină să ridice gunoiul de la Dărmănești. În continuare vin, eu am fost și am discutat la nivel de ADIS, de conducere ADIS și au spus, domnule, vor veni în continuare această firmă, acest prestator de servicii să ridice gunoiul, dar știți că aveți o problemă. Nu plătiți, sunteți dați afară. Pe lângă faptul că avem această sumă de 2 miliarde restanță pe anul 2016. Dacă suntem dați afară, am primit adresa care v-am citit-o mai devreme și spune, domnule, aveți grijă, voi ați fost dați afară că nu v-ați achitat sumele contractuale și sunteți obligați să dați banii înapoi care au fost investiți în Dărmănești. Este o situație un pic dificilă pentru că eu nu pot să vin să plătesc 9 lei și 25 cum în cer aia, pentru că am o hotărâre de Consiliu care mă obligă să dau doar 5 lei și 70, da? Pe de altă parte, suntem în situația de a avea suspendat serviciul. S-ar putea într-o zi aia să nu mai vină, dar n-ar fi o mare problemă.
ci problema este că se declanșează procedura elaltă, pe care Ministerul a văzut-o, Ministerul Dezvoltării Regionale n-a trimis degeaba adresa asta pe data de 7 septembrie. Adică el știa că la Dărmănești și în alte orașe din județul Bacău, că nu suntem singuri, există procedura asta și ne-a spus. A trimis pe la Consiliul Județean, la Prefectură și ei ne-au trimis nou. Aveți grijă, vedeți ce faceți, dacă nu vă asumați acel preț de 9 lei și ceva, noi vă dăm afară și voi dați banii înapoi. Sigur, este o informare, noi o luăm ca atare, dumneavoastră ați luat cunoștință de aceste informări, în așa fel încât să decidem împreună și împreună și în folosul comunității, care sunt căile de parcurs, în așa fel încât nici să nu depășim acel prag de suportabilitate pe care ni-l cer cei de la ADIS, practic 9 lei și ceva, ar însemna să îngropăm cetățeanul din Dărmănești, pentru că nu are posibilitate omul să plătească suma asta. Dar nici să mergem în extrema aia să putem să, intrăm în procedura aia de a da banii înapoi. Este o informare, la momentul respectiv am să vă mai informez în funcție de ce, cum vor evolua lucrurile, în așa fel încât să decidem ce este mai bun de făcut. M-am oprit. Vă rog acum, dumneavoastră, ce probleme aveți la divers? Domnul Despa, să-mi spus primul. Are cineva? Domnul Despa. Prea domnul, lasă el primul. Nu vreau să vorbească înaintea, mea. Hai că ai fost în întâlnul. Altcineva? Bine, mulțumesc. Sur, n-a vorbit de sur, da? Petrei. Deci revin la echipa de da. Chiar dacă ședința trecută nu mi-a dat nicio speranță, domnule primar, vă mulțumesc totuși că v-ați implicat în susținerea acestei echipe. Și o fac public ca să înțeleagă și oamenii care sunt nelăburiți vis-a-vis de această problemă. Vă rog totuși să marjăm împreună pentru susținerea acestei echipe și o să vă fac o surpriză. O să vă facem o adunare la aceste echipe și o să vă propun cu cei notific. Deci o să faceți atunci. Așa. Acum să vin la problemele curente pe care le-am... Domnul primar, stați-mă. Este domnul Fănică Mile, parcă la asociație. Nu? L-am exclus că nu au votat în pot. Am zis cu cei onorific. În executiv. Așa, acum revenim la problemele pe care le-am... Da. Ele au fost transmise sau le-am văzut eu prin Dărmănești. Se referă foarte mult dintre ele la cartierul din care provin, la cartierul Poiana. Nu toate cer rezolvare imediată, dar vă rog să le aveți în vedere și, în primul rând, mă refer aici la drumul Vitelor, pentru că tot se vorbește de schetre, de dogaro, de nu știu cum, dar trebuie să avem în vedere și drumul Vitelor din cartierul Poiana spre locurile de coșunat. Le vedeți și masă, le vedem toți în fiecare dimineață, în fiecare seară, vitele Poianale pleacă din Poiana, din fața rafineriei, pe Chitici și se duc la locurile de coșunat. Vin și cu o soluție, cu o propunere. Să treacă această cireadă de vită prin spatele stadionului. Vă vorbea de fotbal. Da. Ok, fără probleme. O altă problemă pentru Poienari este calea de acces spre locurile lor unde au proprietăți particulare, Fânețe și mai departe, spre Brădățel și Sălăvăstru. Se face ceva comparativ cum s-a făcut pe calea de acces spre Mina Lapoș din satul Lapoș. Ceva care să semene. Primăvara, viitor. Păi, nu, rezolvarea acum. După aia mai sunt acele șanțuri, acele podețe tip tramburină din cartierul Poiana. Intersecția dintre strada Chimiei cu strada Poiana. Da. Dâmpurile alea. Cum se fac pe la trecere de pietre. Acum ar asemna să fiu rău... Nu fiți. Rău, să știți că cineva promova genul ăsta de tramburină. Podețe tip balină, așa de tramburină, am zis. Eu am acolo un proiect, o să vezi în perioada imediat următoare, era acordul la acele, da, le-am văzut, știu, fără probleme. Deci, cu siguranță, acolo intervenim acum, în toamna asta. Și vin cu o problemă de suflet. Am fost la Biserica Păgubenii, acum câteva zile. Este ceva deosebit de frumos. A făcut Părintele Angă și acolo un lucru deosebit. Și arhitectura bisericii. Am intrat și am stat de vorbă cu dumnealui vis-a-vis de banii pe care mai are. Deci l-a pictat, picturile interioare sunt făcute, știu, două treimi din ele. S-au pictat cu polele și, nu știu, nu pot pe la denumirile
dintr-o biserică, ar mai avea, să zic așa, o treime de dictat. Biserica este foarte frumoasă, bănuiesc că ați fost. Haideți să găsim sumele necesare și să vă ajutăm pe acest om. Efectiv, mi-a spus că a ajuns la fundul sacului și nu mai are de unde să mai pună bani. Biserica are și o poziție deosebită și... Știu. Da, o să văd pentru că aloc acele resurse în momentul în care le am, sincer. Dacă nu am acele resurse... Deci la Nu la anul, ci vorbim până la sfârșitul anului, să vedem ce încasări... Nu, a zis bine domnul Turtu, da, la anul. Pentru că el nu mai poate face lucrurile de la anul putem lucra pe proiectul pe care l-am aprobat astăzi, făcut un proiect din start, vedem ce are omul, ce nevoie are acolo și alocăm din proiectul de buget, alocăm resurse. Deci la anul sigur va merge pe... Dacă doriți, vă soțesc într-o zi, merge până la cum are acolo. Și nu merg singur dacă vreți oricare din... Deci chiar ar fi cei care n-ați fost să vedeți cam cum arată. Da, domnul Cucuc a zis foarte bine, pentru la anul. Pentru că pictura acum nu mai poate să alege, chipul nu mai poate să mai facă. Pictura nu are să se încălzire înăuntru. Da. Dar pentru anul, dacă puteți să-l ajutați, vă mulțumesc. Avem în vedere și mai mult decât atât, să știți, legat de biserici, am avut o întâlnire cu toți preoții din Dărmănești, cam ce nevoi au, cam ce priorități sunt. Și mi-am făcut o idee, pe unii chiar am și început să-i ajutăm. Legat de nevoi urgente și cu sume mai micuțe, nu sume foarte mari. Statul vede format din cele de familie, vă dați seama că are un stat bun de la oameni. Oamenii plecau. Vede. Da. Mulțumim, domnul. De statul țin. Că vă mulțumesc. M-aș referi, în primul rând, la iluminatul electric. Am mai fost la domnul Vici. Deci, nu știu, nu s-a angajat într-un electrician pentru schimbat becurile pe traseu la Vidiga, la Gurcănaș, în dealul mare, iar la fel, nici acolo nu arde becul. Plus de asta, becurile merg până dimineața, când se face ziua. Corecția la... Da. Deci e un consum de curent care nu pădește tot primăria. Da. În perioada următoare, de săptămâna viitoare, vom avea intervenții punctuale. Există un contract încheiat cu o firmă de specialitate. Sincer, la momentul ăsta nu avem niciun ban în bugetul local. Am încercat în această rectificare care am făcut-o astăzi, să niște bani, nu am de unde să iau. Și ce vom face în perioada imediat următoare sunt corecții de genul. Reglăm acele ceasuri, acele, da, să pornească și să se stingă în funcție de timp. Și vom schimba becuri acolo unde constatăm că ele nu mai funcționează. Dar nu vom face niște lucrări de, eu știu, investiții în lămpi deocamdată. Sper până la sfârșitul anului, dacă mai reușim să încasăm ceva, să reușim să alocăm niște bani și pentru lămpi. Am și cere pentru lămpi noi, de montat lămpi noi. Dar o am de săptămâna viitoare intervenit. Referitor cu canalul la fabrica de mobilă. Da. Am mai legat problema asta, pentru că a spus cineva să gândim luna noiembrie. Nu, în luna octombrie. Deci în luna octombrie vom merge. În septembrie aproape am terminat cu prioritățile de la Budulești, da? Acum sper să, repet, să mai am și resurse financiare. Dar în luna octombrie intervenim la acel canal. Pentru că o parte spune să facă la el. Că nu se ia până ora de jos până sus ca să-l curezi, nu poți să faci o parte și o parte să rămâne. Știți că am mai discutat și problema repotei pe care o au oamenii pe acolo, să terminăm să strângă ce au ei acolo și eu mi-am propus în octombrie să rezolvăm și problema asta. Referitor la gaz, tot de asta m-am mai acrețit deodată. Le-am mai ridicat. Acum a zis că facem o analiză referitor cu gaz. Am avut discuții, eu sper în viitor să putem să demarăm pe jos. Da? Deci sunt discuții pe extinderea rețelei de gaze în cartierul Sălătă. Da. Asta schimb de brădăță, l-a ridicat domnul, de așa ne-am ridicat. Da. La Rusul Vasilie și Rusul Toate, deci s-a săpat acolo, pe la ei, care i-a afectat inundațiile care a fost în toamnă, ei au săpat cu șanță prin fața caselor. Săptămâna viitoare sunt acolo. Eu m-am promis astăzi, n-am reușit să ajung. Este cub acolo tot. Acum intervenim la plodul, sub pod, la plopul, tot așa o... Deci la pod, la plopul, da? Nu cred că mâine. Dar luni sigur sunt. Linia de hidranți la Sărătruc.
este numai un hidrant pe partea lui Matei, pe partea muntelui. Anul ăsta nu vom face lucrări la investiții în hidranți. Există și am avut discuții cu cei care implementează extinderea rețelei de apă. Pentru anul viitor au fost la noi, am făcut o, eu știu, o prioritizare a lucrărilor, unde sunt zonele în care dumnealor vor investi și, repet, cu cei de la CRAV am discutat pentru anul viitor, va trebui să alocăm niște resurse pentru acele vane de secționare și hidrații. Pentru că una din probleme, lipsa acelor vane de secționare, când au o avarie, ei golesc toată conducta, care înseamnă pierdere. Care înseamnă pierdere. Și vom avea acele vane și, sigur, și niște hidrații. Și aș mai vrea un parc pentru copii la Săzut, cum a spus dumneavoastră și la rafinărie, chiar nu înțeleg, nu este un parc. Aici, tot pentru anul viitor, eu pentru anul viitor îmi propun, deci îmi propun să mergem pe un proiect de parc pentru copii, să vedem pe un proiect în sensul că vom face mai multe pe mai multe cartiere. Da? Da. Vedem ce resurse financiare avem din bugetul local, pentru că astea, să zic așa, sunt limitate, nu ne putem duce foarte, foarte mult, dar și pe fonduri europene. Vă mai aduc la cunoștință că facem acum demersuri pentru a depune un proiect finanțare europeană, parc pe parc, în centrul localității, terenul dintre ANL și liceu. Avem acolo 2000 de metri pătrați. Până pe data de 15 noiembrie se depune acest proiect, se lucrează intens. Sper să reușim să fim cu toate în grafic, să facem un proiect aici undeva 3-4-500 de mii de euro. S-a speriat domnul consilier Român, 900 de mii de euro, e pe fonduri europene. Dacă tot facem cu centru civic aici, care am văzut că e prevăzut cu colci, cu... Da. Va ține și de parc, nu o să-i duci tocmai acolo. În asta confundați... Centrul civic cu parc. Centrul civic cu parc, da. Parcul presupune altceva. Centrul civic e cu treaba lui, parcul e cu altceva. Da, mulțumesc. E bine, nu m-a speriat că mă zică spune de finanțe de domnul Petre, da, e pe fond european. Eu sincer mi-aș dori ca finanțarea asta europeană la parc să fie, dacă s-a jos domnul Petre. S-a jos domnul. Dacă s-ar putea finanțarea la parc să ne ducem la 1 milion de euro. Ca să facem ceva ca lucru. Vă scuzați că liberea mea ați confirmat și v-ați primit. Vreau și un propun să ne jucăm în primul. În scurt și dacă se poate în timp. La Păriu Mahu, când am venit la primare atunci, la colonia acolo în mare, unde a fost ibarajul ăla, s-a făcut o gaură mare, trebuie pus gavioane în primare, imediat. Dacă mai vine și ploi acolo, deci oamenii clădirii se dărâm. O altă problemă este podul tot acolo la Mahu, de trecere la Izlaz, la Dindii, deci s-au rupt lemnile acolo, niște lemne, dar nu le taie invertim la circulat, numai să le potească din nou. Alte probleme. La când se dă drumul la lemnele de foc pentru populație, pentru cetățenii din parchetele care sunt prevăzute. Vremea se răcit, oamenii întreabă. O să vă răspundă corect. Da. Știi exact. Alte probleme. Da, probleme. Reducerea vitezii de circulație în satul propriu se pune în niște semne de circulație, că să merge cu o viteză extraordinară acolo, până nu moare un copil sau un om, este foarte periculos. În scurturile în strâmb, acolo și la asfalt mână toți. Da, aici am sau treceri, sau marcaje de treceri pe tot. Am făcut o solicitare la serviciul județean și în perioada imediat următoare vom avea radare pe toate străduțele din orașul Dărmănești. Vom avea radare pentru a... Vom avea radare. Vreau să vă dau toate. Pistolul va fi, dacă ați auzit de acel pistol, celebru pistol, cred că va fi prezent și la noi, și pe timp de zi, și pe timp de noapte, și pe... Care n-are pede. Iar cum e adresa lui domnul Simon de la Provenie și colegualizarea la noi și la propriul la Provenie. Da. Asta nu ține de noi, să știți că este un proiect. Este un proiect. Eu pot doar să vă fac o informare legat de stadiul de implementare a proiectului respectiv. Deci Apele Române au un proiect mai mare. Da, nu mai voi. Fără probleme. Bine, până mai regularizare și distribuirea propriului. Mulțumesc. Altcineva? Domnul Moise. Domnul primar, spuneați ceva despre un sediu al jandarmeriei. Da. Unde ar avea?
Deci, în primul rând, eu mi-aș dori ca gruparea de jandarmi să reapară pe Baia Dărbăneștiului. Pentru treaba asta am făcut niște demersuri. Vă spuneam în informarea făcută la începutul ședinței că astăzi, la Dărbănești, avem zonă extinsă de securitate, care înseamnă forțe multiple și forțe, eu știu, care aparțin Ministerului de Interne, care se completează și ce vedeți dumneavoastră și ce nu vedeți dumneavoastră, că sunt mai multe tipuri de forțe. De obicei, această stare de securitate extinsă se declanșează acolo unde sunt probleme. Termenul este de 30 de zile. Au început pe 22 septembrie. Aș vrea și cred că vom obține extinderea pe încă 30 de zile. După care, aceste măsuri premergătoare pot sta la baza și cântăresc mult, spuneam, la baza aducerii și aprobării de către Minister a acestei eu știu, grupe de jandarmi în Dărmănești. Dacă trecem de primul pas și obținem această grupă, sigur, în paralel, ne gândim unde vor avea sed. Știu la ce vă referiți dumneavoastră, nu se va întâmpla lucrul ăla, adică nu va avea sediu gruparea de jandarmi în cartierul de Ron, ci nici în imediata vecinătate, pentru că sunt niște principii, am mai povestit de ele. E această grupare, dacă va veni la noi, va avea sediu undeva în centrul localității. Cred că vom merge pe ideea de a aloca un spațiu în acea grădiniță care am eliberat-o noi acolo la casa jandarmilor sau ce acolo. Nu e singura locație, mai avem vizate 2-3 locații, dar noi acolo trebuie să asigurăm niște utilități. De exemplu, utilități neapărat apă și curent, ci e vorba de un fir de comunicare, un anumit tip de comunicare între instituții care, da, firul ăla nu te trage chiar pe oriunde și așa, un dispecerat, un timp de reacție foarte rapid și dacă avem nevoie la Sălătruc și la Popu și la Brătulești, timpii de reacție să fie relativ apropiați, că dacă îi ducem pe aia la Sălătruc, până ajung ei la Păguberi, s-ar putea să fie o problemă. Deci sunt niște, cum să spun eu, criterii care duc spre acea locație. Eu le știu, le am, le discut cu cei care sunt în măsură. Să dea Dumnezeu să avem din nou gruparea de jandarmi la Dărmănești, că sediu îi punem aici în sala de ședință. Da? Deci deocamdată am făcut niște, am făcut niște pași care sper eu să fie, să fie în sensul bun al. O problemă ar fi iluminată în zona aia. Nici măcar o lampă n-a fost scoasă și da. Au reînceput problemele. Deci spuneam că perioada următoare, astăzi am făcut rectificarea și am pus niște bănuți acolo, 25 de milioane pentru camere video. Da, da? Nu puteam să aloc cheltuieli fără să am resursa bugetară. De luni încolo, eu am stabilit unde vor fi plasate acele camere care vor prinde niște camere profesionale cu infraroșu și așa mai departe. În paralel cu acele camere, vom avea montate și niște lămpi. La fel, recomandarea vine din partea celui care montează acele camere, pentru că nu aș vrea să se anihileze una cu alta. Turnul cu infraroșu și cu camera, cu lampa de iluminat, dacă interferează, nu se rezolvă problema. Și venim, vom monta aceste camere video care în mare, eu știu unde vor fi plasate, și completăm cu 10 lămpi, pentru care la ora asta nu avem niciun ban alocat. Vom pune 10 lămpi în zona respectivă sau 15, nu știu, ca să putem să avem și un iluminat cât de cât. Nu știu dacă cumva e nevoie de o extindere de rețea acolo, din ce știu eu, nu avem rețea de iluminat în zona respectivă. Nu e rețea și va trebui și extinsă rețeaua. O am în vedere, eu sper, luna octombrie. Deci ca interval de timp luna octombrie. Să sperăm cât mai repede, pentru că au început problemele. Eu vă spun că sunt instituțiile de forță, sunt în zonă și... De multe ori nu prea. Vă spun sigur că acolo nu prea. Domnul Diaconescu, ultimul. Da? V-aș sugera ca de la ședința următoare documentele pentru membrii Consiliului Local să ajungă cu minim 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, pentru a putea fi dezbătute, analizate, citite, pus borcanul de zacuscă,
pe el și alte activități. De să știți că eu am avut discuția asta cu doamna secretar, e singură și dumneavoastră, mai avea nevoie de un sprijin ca să poată să o ajute în așa. Dar sunt multe documente, ați văzut foarte multe documente. Cred că se încadra în termenul ăsta de 48 de ore, a venit la mine, nu mi-au făcut anumite formulări, anumite articole din hotărâri, le-am întors înapoi o dată, de două ori, de nu știu câte ori, în așa fel încât să corespundă. Și cumva e și... culpa mea, da. Eu sper și chiar am cerut să respecte aceste teme. De mâine începând, chiar o rog să pregătească ședința din luna octombrie, ca să aibă teme. Am semnat, am fost de acord cu alocarea unei anumite sume de bani, cotizație pentru Asociația Orașelor din România. Așa este. De la data de când am fost de acord dacă s-a alocat suma de bani, N-am plătit nimic. Care e urmarea faptului că suntem în... Da, urmarea faptului... Pentru că mă gândesc că ceea ce se numește înfrățirea cu orașe de afară poate aduce un beneficiu pentru localitate. Da. Vreau să vă spun că de la momentul în care noi am semnat acea aderare, eu am fost invitat de vreo 4 ori să particip la Asociația Orașilor cu teme foarte, foarte clare. N-am reușit să ajung, pentru că au fost foarte, foarte multe probleme aici. Am trecut pe la ei, am primit toată mapa vis-a-vis de ce se discută acolo. Un seminariu foarte interesant este în acest weekend legat de finanțările europene. Da? M-am documentat, știu despre ce este vorba, am trimis și propunerile și așa cum vedem noi lucrurile. Din păcate n-am reușit să ajung. Repet, sunt foarte multe lucruri aici în zonă. Dar eu sper că în perioada următoare să particip efectiv la întâlnirile astea și cu siguranță vom avea beneficii în urma acestor întâlniri. Corect și trebuie să ce principiul transparenței v-aș urmă dacă este posibil și nu prea ne vorbesc. Tot ceea ce însemnează control al unei instituții a statului român, că se numește Curte de Conturi, că se numește Minister de Finanțe, că se numește ITM, că se numește Gardă de Mediu, să fie public. Corect, fără niciun fel de zonă. Deci eu, notele de constatare de la toate... Acum nu știu dacă pot fi puse pe site aceste... Dar putem face... Scanate pot fi puse. Scanate pot fi puse. Da, nu știu dacă pot fi puse. Nu tehnic. E vorba de altceva, de conținutul și de da, legal. Dar vom face informări, da. Da, vom face informări fără niciun fel de probleme legate de... Pot să vă spun că nu avem probleme. Deci în urma acestor, eu știu ce am avut noi până la momentul ăsta, Gardă de Mediu, ITM și așa mai departe, nu am avut probleme, nu suntem cu ele în grafic, mai avem anumite lucruri care le corectăm, ne dau termene, măsuri care trebuie să corectate până la data, se revine la control și așa, dar nu probleme deosebite nu au. Măsurile suficiente aș spus cu clădirea asistența socială nu stă acolo. Da, spune doamna secretară în șoptește așa că în urma unui control nu, în martie, da? La Direcția de Asistență Socială, o măsură a fost schimbarea în regim de urgență a sediului în care își desfășoară activitatea serviciului respectiv, pe motiv că nu oferă posibilitatea tuturor celor care au probleme să ajungă în acel spațiu. Da, a fost o măsură, mi s-a trasat un termen de a căuta soluții. Soluția a venit cu acest centru al fiscului. Felul ăsta reușim să rezolvăm și vom trimite că acea măsură a fost dusă la îndeplinire. Alte întrebări? Vă mulțumesc, weekend plăcut. Doamne ajută, până la următoarea... Vă comunicăm. Deci ședința cu transparența decizională, o să fiți sunați de doamna secretar, da? Și vă rog să veniți cu 3, 4, 5 zile înainte, vă rog să sun, da? Și persoanele interesate, vă rog să vă documentați, veți găsi pe site-ul primăriei în dezbatere acea ședință, acea hotărâre, uitați-vă proiectul, da? Și adică să venim și să votați în cunoștință de cauză în momentul în care... Le aveți și dumneavoastră pe e-mail. E hotărârea, proiectul de hotărâre care vi l-am dat luna trecută. Cu tariful pentru celula 2. Tariful pentru celula 2. Deci toată lumea l-are pe e-mail. Da. Deci, toate actele. Asta este dezbaterea publică.
Da, mai vreau un singur lucru. Sâmbătă este ziua internațională a persoanelor vârstnice, tuturor celor care sunt în situația asta frumoasă. Deci 1 octombrie este ziua, le transmit la mulți ani, iar mâine, la ora 17, la Cadar, doamna... La Romanița. Dacă zis, a Cadar, la Cadar, da? Doamna consilier Mititelu a strâns în calitate de pensionar, nu zic persoană vârstnică, tânăr adolescentă, a strâns un grup de pensionari, știți că eu m-am transmis rugămintea de a participa și dumneavoastră și o să le spunem la mulți ani, le strângem mâna și le dorim păi, și dacă îmi permiteți, vă rog, dacă îmi permiteți oficial, în plină ședință, să-l invit și pe domnul Roman. Pentru că nu știu dacă știa despre așa ceva. Nu știa că n-a fost domnul Roma la ședință. De unde să știu? Păi, dar n-a fost la ședință. Păi, stimată doamnă, fiți mai vocală și anunțați în ședință, de exemplu, dar nu în numele Consiliului Local, permite să-l felicităm pe domnul primar cu 1 octombrie ziua. Dar stați că nu s-a terminat. Păi, dar noi nu mai întâlnim cu dânsul până luna aia. Așa. Deci, domnul Viorel Roman rămăsese cel care e nou, fiindcă cu domnul Turtuc am discutat. Pe 1 octombrie domnul primar împlinește o onorabilă vârstă pentru care îi zicem la mulți ani. Așa. Și aș mai vrea, am propus la un moment dat să chemăm directorii de școli, fiind începutul anului școlar, să ne dea un gen de informare, cum au demarat lucrările de începerea anului școlar și eventual necesitățile lor pe viitor. Că dacă eventual la mijlocul anului vin și ne cer anumite chestii, poate suntem în posibilitate de a le oferi. Ați văzut că la începutul ședinței am luat șeful poliției orașului Dărmănești, lunar, să ne facă informări. Lunar. Deci lunar să ne facă informări. Pentru ședința următoare vom transmite solicitarea tuturor directorilor de școli. Acum ei sunt un pic cu examen, cu nu știu ce au ei pe acolo, s-ar putea să fie ceva, eu știu, să apară schimbări, să apară schimbări, dar da, la sfârșitul sau la ședința din 1 octombrie le voi solicita fiecare să facă o informare legat de cum a început anul școlar, exact. Da? Pentru că ei, în perioada anului școlar, simt nevoia de anumite cerințe și poate îi pune în imposibilitatea de a le oferi. Dar ei, dacă de la început, își fac un program pentru viitorul, pentru următorul an școlar, da? Și atunci, dar nu ne cer bani, cum are. Dar nu e vorba de bani, uitați, e vorba de aceste titluri pe care le-am oferit și pentru care pentru ei fac nemai convenit. Inițiativa de a oferi acele diplome vine din partea doamnei consilier Mititelu și a zis, doamne, s-au implicat, nu știu, în alți ani, la zilele orașului Dărmănești, câți elevi participau. Acum, 150 de elevi, 141 de elevi. Eu cred că e un început bun. Da. Asta înseamnă și muncă în spatele acelor prestații pe care le-au avut. Mulțumesc tuturor și părinților care au înțeles că e o oportunitate de a-și promova, eu știu, școala, elevii și așa mai departe, profesorilor. Da. Și dacă vă pot motiva din ce motiv a venit eu să oferim așa ceva. În general... În primul rând, motivarea a venit datorită rezultatului și datorită participării. Absolut. În subsidiarii acea diplomă utilă. Deci, în momentul în care un cadru didactic este evaluat conform unui dosar la care depui fel de fel de acte. Printre acte, diplome, participări la simpozioane, participări la olimpiade, școlare și așa, inclusiv activitatea culturală. Având în vedere faptul că, ați văzut, au fost oameni care au fost strigați de două ori la amândouă activitățile. Deci sunt persoane care se implică și se perpetuie, permanent. Cine? Păi Alexa Viorica, păi Gorbănescu, păi nu știu cine, așa. Și e păcat ca ei să nu beneficieze de acele diplome care... Eu aș veni cu ideea de a... În momentul care o provocare de a da o diplomă și consilierului care este cel mai activ. De ce nu? Până acum, domnul Diaconescu ia toate diplomele, nu? Are două ședințe de Consiliu, două inițiative de proiect de hotărâre. Așa că s-ar putea într-o zi să vă treziți cu surpriza, da? Aprobat. Cu surpriza unei Ioan în vedere. Și treaba asta. Ne bucurăm și așteptăm. Da. Mulțumesc. Uite, am plăcut toate cele bune.